Bun venit la pensiunea White Horse din Predeal, afacere de familie cu a cărei probleme ne-am familiarizat ieri. Uite-te cum măsoară, ține metru mână și măsoară cu pașii. Pământul ăsta e negru ca sufletul lui Neamărin. Tot ieri am început să facem primele mișcări în ideea unei schimbări. Am luat și câteva lecții. Greu, frate. Am primit și niște revigorante corecții. Gărgăriță, rița! Gărgăriță, rița! Da, nu pot! Vezi că doare aia! Doare aia, doare! Tu ai făcut sus sau tu? Cine m-a făcut? Dă-te jos! Dă-te jos! Am făcut cumpărăturile. E urât! Ce oaie urâtă! Auzi! Și am poftit pe la noi oameni de suflet. Te cred, o să ne omoare ăsta. Continuăm ce am început, căci multe sunt de întreprins și făcut. Ce așteptăm? Te așteptăm, domnul Buntea, să se dedică. Păi bună întrebare. Fa, suntem magicieni în bucătărie. Cu intenții de soi, stați aproape. Începe poftiți pe la noi. De unde răsare soarele? De acolo? Andra, nu contează de unde răsare soarele. Ba da, idiotule! Hai mă, hai că mai avem un pic. Mai, stânga, stânga. Nu e aici, nu? Trebuie ușa făcut. Hai, Bogdane. Eu nu o să fac nimic. Ce nu faci? Eu plec. Nu te fac mai. Plec. Nu arăți. Iar drept să fie. Chiria, dracu să fii cu asta. Dacă mai dai în mine, fii atent. Că te dau judecată. Te dați-l pe ăsta de un animal. Hai. Nu, hai, nu mai suport. Nu mai fac nimic să bag. Ori pleacă el, ori noi. Hai. Vine așa. Da, așa e religia lui. Prinde. Ce bine e! Neamărine! Am timp și pentru mine! Poate ne saltă poliția că dormim în gară. Dracii a luat când au venit aici! Neamărine, mi s-a pus pata pe tine. Lasă-ți pantalonii bine ca să joci hipa cu mine. Te poftiți pe la noi, bine ați referit! Bine te-am găsit! Trăiești, Neamărine! Te pup! Viața mi s-a schimbat foarte mult pe această emisiune. Acum în pensiune sunt clienți din România și din mai multe țări, din Germania. Te pup, stai acolo, uite, stai și fă-ți treaba. Uite ce pup, vreau să fac. Era în plan. Bine te-am găsit, bine ai venit. Ce vreau să fac, mi-o pun aici. Foarte bine. De când a fost Neamărin la noi și a făcut emisiunea, nu mai fac față. Mă rog, și bine ați venit la noi și bine ați venit. Când o fi mai rău să ne fie ca cred că e o idee bună. Ar fi unicul, cred că, din România care i-ar face o statuie lui Neamărin, că merită. Cu degetele sănătoase, patem la ușa unei noi zile. Bună dimineața! Nu se poate până dimineața. 10 minute la micul dejun, ne așteaptă domnul Bond, așteaptă micul dejun. Hai. Ne-am trezit de dimineață sub răgnetele lui Neamărin, ca de obicei. Antonio dormea așa frumos și avea un zâmbet așa larg pe față. Nu te trezești, Iria, dragul, să fie așa. Te așteaptă domnul Buntea să se dedică. Neamărine, te rog frumos, că eu nu mai pot. Hai, mai ușurel, că mă dorea picioarele, mă dorea umeri. Eu nu mai pot, Marine. De ce? De ce nu mai poți? Războiul s-a terminat. Doar de atât, de două zile. Nu știu, abia aștept să termine, că nu mai pot. E mai bine să faci de 10.000 de ore sariture și tot, decât și dansăm, decât să facem ce facem noi aici. De ce nu cobori? Acum am venit. Cum a... Băi! A venit să văd ce frumos e. Da? Firea, dracu, să fii de... Băi, ai grijă!
Noi nici măcar n-ajunsesem bine jos și șef Sorin era deja la masă cu fetița lui, aștepta un micul dejun. Da. Se zice fără măsfără, dacă mă trezeam la 8, ce făceați? În 5 minute servim micul dejun. Vorbesc serios, dacă mă trezeam la 8, ce făceați? Mi-am zis, bă, s-ar putea să salvez situația dacă fac un bufet suedez. Un bufet suedez o să te super desfințeze, înseamnă să ai ouă de alea. Nu înseamnă să ai aia, am ceva, bă, nu este adevărat. Jură-te că ăștia în Zneața, jură-te că ăștia în Anglia au toate alea, nu mică. Ce așteptăm? Păi, bună întrebare. Dar nu știu unde sunt oale. A, uite. Băi. Fa, suntem magicieni în bucătărie. Căni mari. De cafea e aici. Nu, mai de ceai sau de lapte, păi, ți-am nu zis. Avem. Ce? E, nu ai. Creier n-ai. Pentru ceai avem. Dar tu vrei să pui lapte aici? Sau ce? Să le pun pe masă. Nu țipa! Hai că ești enervant. Păi ce țip? Cum mă enervezi? Unde-i când pe masă? Cocuța, dacă ai calcat un pic pe ea, se enervează. M-am enervat și eu, normal, că eu am vrut să ajut un pic. Dar ea s-a enervat și s-a țipat și nu-mi place. Ce faceți? Faceți bufet acolo? Da. Știți că suntem în... Câți oaspeți suntem? Da. Câți? 4 oaspeți. Pentru 4 oameni nu trebuie să faci bufet. Așa e politica acestei pensiuni și noi respectăm... Trebuie să schimbăm politica. Am înțeles. Ce am văzut aseară în farfurie era 6 dimineață pe bufet. Plus... lapte și apă plată, care era cea mai importantă. Din păcate nu avem miere, am adus puțin zahăr. Adevărul că nu e miere pe aici. Am venit cu mașina, știi cât de revând miere pe aici sunt? Uite așa stau borcanele, stivă. Doar puțin să-l mai lași. Eu vreau 2 fierte. 2 fierte, da. Din momentul în care fierbe, 2 minute după ceas. Ok. Și pus imediat în apă rece. Puțin. Mm-hmm. Ok. Bine. Și dumneavoastră cum doriți ouăle? Eu vreau 2 ochiuri. O ochiuri? Da. Dar să fie moi. Moi? Da. Ok, gătesc. Dar acolo trebuia să fie și bucătăreasa. Suntem aici să-i ajutăm. E, ea trebuie să facă asta. Nu a vrut să mănânce nimic din bufetul nostru suedez. A spus, faceți niște ouă, că n-aveți ce să greșiți. 2 fierte, după 2 minute după ce fierbe apa, să le mai ții, deci după ce începe să fierbe, deja mă panichez. După 2 minute după ce începe să fierbe apa, le așa mai ții 2 și minute exact și după aia le bagi în apă rece. Iar domnul Bontea vrea... Așa le fac și eu, bă, iar domnul Bontea vrea 2 ochiuri moi. Și noi ce am zis? Mare și mechere. Băi, avem făcute deja, hai să le impresionăm. Ne-a venit miraculoasa idee de a le pune la cuptorul cu microunde, să le încălzim. Dar îi le servești tu pastea cu crustă și așa? Păi ea... Nu-s bune! Le punem pe altă farfurie. Auzi? Dar după aia să ștergi puțin uleiul ăla urât. Nu mă, că le punem pe altă farfurie. Dar și cum? Mamă, l-am spart. Da, auzi, dacă le duci foarte repede, poate își dă seama că le-ai avut timp să le faci. Le-am șters frumos cu șervețelul, le-am făcut frumoase și ce crezi, le-am dat? Și ce crezi că a făcut? Când au fost făcute ouăle astea? Acum. Bogdan, astea nu au fost făcute acum, nu aveați timp să le faceți acum. Ba da, era plita încinsă. Astea nu sunt plita, astea sunt în tigăie. Da, plita tigăie, aia, cum eu așa zic. Bogdan, astea nu sunt făcute acum. Un nou, ca să-ți dai seama că nu e făcut acum, uită-te pe spate. Să vedem că este zbărcit. Bine. Asta l-ați încălzit la microunde, să fie al meu. Crede-mă, n-aveați când să le faceți. Și, în al doilea rând, să vede că sunt făcute de mult, au stat foarte mult în ulei. S-au zbrăcit, uite, le vezi pe aici? Păi și cum, da... Ia faceți voi 2 ouă, ca lumea, cum trebuie făcute, acum, repede. Asta le lăsați aici. Păi nu, stai, dar cum, le pui în ulei și le... Și o să vezi diferență. Hai, vreți să faceți 2 acum. Vorbesc serios. Mi s-a părut absolut fantastic să-ți dai seama așa, dintr-o singură privire. Bă, ăsta e făcut acum 50 minute, nu e făcut acum. Adică, cum, cât de profesionist să fii, nu știu, mi s-a părut șocant. Aceeași chestie care s-a întâmplat și aseară, n-am învățat nimic, mi l-a adus mie prima dată, după aceea a adus și ei. I-ai făcut ouăle la fată? 2 minute și păi de una prea? Păi, i-ai luat ouăle de aici? Da, am crezut că e pentru ceai. Zi, deci acum 2 păi minute, două stai, mai... uite-te la, la ceas. Păi gata, hai. Adică voi acum puneți ouăle în apă? Nu, trebuie în început.
Păi nu acum? Nu, dă-te în apă. Eu așa am înțeles că trebuie. Nu, trebuia pusă și când fierbe apa, după ce fierbe apa, le mai ții 2 minute. Ești păi așa am înțeles că acum când fierbe apa, pui... Acum două ouă clocite. Exact. Și nu putem să le lăsăm 4 minute acum? Nu știu. Ia vedeți, puteți? În prima oară când văd așa când fierbe apa, pui și două ouă. Băi, așa am înțeles. Stai să mai turnăm niște apă. Nu cumva s-au spart? Ba da. Hai, văzut. Mai luăm? Hai încă o dată. Hai încă o dată, hai. Crezi că mâncăm astăzi? Ba da, ba da. Gata, șef, a venit eu cu ordine. Băi, băieți. Eu nu am fost învățată să fac ouă pe minut. Adică n-am ou de 1 minut, ou de 3 minute, ou eu le pus să fiarbă până când cred eu că-s gata și cam astea ar fi ouăle. Nu pot să mănânc înaintea Mirunei. Păi nu o să le aducem înaintea ei. Hai, nu le punem ouă. Iar o să le aduceți răci. Eu mă simt foarte bine când văd că e unul mai al dracu ca mine, pentru că ei cred că eu sunt cel mai nenorocit om. Dictator, comunist, Ceaușescu, ce-mi zic ei. Uite că Sorin e mai al dracu ca mine și i-a frecat 2-3 ore de... Nu mai știu. Dacă nu sunteți în stare cu mâncarea, hai mă afară la treabă. Ați mâncat? Nu. Afară, firața aia, dracu! Afară! N-am mâncat din Sorin! Dați-l Sorin și afară! Ia uite ce e acolo afară, eu muncesc la 7. Ce stai și-ți freci unghiile la mine așa? Ce te uiți așa? Tot studiam problema ouălelor. Unul singur poate să facă chestia asta, restul poate cine rămâne aici? Boantă, afară voi trei. Sau nu, Cocuța. Cocuța. Cocuța rămâne și servește aici. Afară, 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 afară. N-am gust să rămân chiar singură. Afară, m-am zis. Stai un pic, te trep. Am grijă de ouă acolo. Lasă-i Cocuța. A stat Cocuța de 3 ore. De 3 ore a stat Cocuța. Ieși afară, am zis, afară. Cocuța rămâne, afară, afară. Da, Marin, vreau să ne servească Bogdan. Bogdan? Bun, rămâne Bogdan. Hai, afară. Hai, hai bine? Păi nu, Cocuța la bucătărie și eu o să servesc. Hai, a zis, nu să le și fac hai, eu. Hai, n-am să le și fac eu. Hai, veniți încoace. Veniți încoace. Băi, băi, băi. A, nu mai mâncăm? Ce să... Ce am zis? Un sfert de oră. Firați-l dreptul să fiți afară. Afară, afară. Vorbește aici până nu mănânc. Hai de capul tău. A, uite. O să ne rămă, o să ne rămă aici. Hai de capul tău. În noaptea asta ați dormit, la noapte nu dormiți, să fiți ai dracu dacă dormiți, uite să vedeți voi. N-am dormit, am avut treabă. Dacă ați dormi. Am lăsat ouăle pe ceas, cam 1 minut jumate după ce a început să fiarbă apa, le-am pus în apă rece și le-am dus noi mândri copilului, am căutat și niște ceșcuțe mici să le servim așa drăguți. Tata, nu cred că mâncăm ouă astăzi, că e nefiertă. Și ăsta la fel. Ăsta la fel și ăsta nu. Bogdan? Da. Ouăle fierte nu pot fi mâncate, sunt crude. Le-am făcut exact după rețeta pe care mi-ați spus-o. Sunt crude. Alta. La noi în Ardeal nu se servește așa ouă fiert, a fost destul de ciudățel. Și șef Sorin din nou și-a dat seama că ouăle n-au fost ținute 2 minute. Ce puteam să facem? Am luat din nou ouăle și am încercat să facem alte ouă. Stai, stai, pe loc. Lasă să fiarbă un pic ca să... Păi da. Oricum nu le țin două, le țin 3 minute, că e altfel făcut de munte. Să nu zice la nimeni. 3, 2, 1, play! Stai, să înceapă din toate părțile. Hai, Cocuțo, că să stai prea mult după aia, oricum le lași 3 minute. Dacă se spar chiar nu e vina mea, e vina ouălelor de comerț. Start! Gata. Începe numărătoarea inversă. Punem 2 garduri. Drepte, da? Și după aceea o luăm uite așa pe semicercul ăsta, vezi cum e? Face așa mult. Asta o să dai de petrol. Nu dai de niciun petrol, dai așa, uite, mult. Trebuie să măsori, la urmă pui ăla, vezi unde vine al doilea picior, faci gaură, uh-huh. L-ai pus, îl bătem ușor. Nu este nimic spectaculos, dar în schimb este ceva care te rupe, fizic. Fiindcă acolo sunt numai pietre și pentru a face o gaură muncești o grămadă. Nu se poate. Acolo, un pic mai în față, era numai pietre. Da, peste pietre acolo. Ne-a făcut mâna varză. Nu, acum să vreau omletă. Omletă bătută la deasupra focului. Care să-ți dea un pic în curentul de la ușă. Niște cârnase casă. La prânz, nu-i ducem acum dimineața. Mă ucide. Cu ce să te ucide? Păi iar mănâncă înaintea lui Fisa. Păi, deci când te ucis-o?
Mamă... Eu sunt Brozuelis. Vezi, sfoara nu să-i fac, ce-i fac la sfoară? Da, să-i sfoară, n-ai treabă cu sfoară. Bă, păi dacă... Vin? Ce? Vin acum? Firi al dreacu cu sfoara ta cu tot. La... Ce faci cu aia? Hai, ce faci cu aia? Ce faci cu aia? Ia, fă cu el. Fă cu el, vină cu aia. Fă cu el, unde duci? Unde duci? Fă cu el, unde duci? Unde duci? Da, mă, da. Eu le-am făcut de data asta. Ia să vădăm. Mă dă state? Ai adus tu? Câte minute l-a ținut? Două minute jumate. Cred că mai mult de două minute jumate. Este ok, Dani? Două minute, 32 de secunde. Și 32 de secunde. Dar numai că e ciudat focul, dar tocmai de asta nu a ieșit nimic. Gâlmește este tare, el trebuie să fie moale. Asta e ideea, adică nu e chiar ușor să faci. Zici că sunt două fiere, dar nu e chiar așa. Focul ideea este că... Și nu le mâncam crude dacă trebuie să fie gălbenușul moale. Ideea este să-l mănânci cu lingurița, asta e toată chestia. Cine mănâncă o cu lingurița? Uite, Mirona. Fetița lui șef Sorin are aceeași atitudine ca și el. Este extrem de serioasă și cu aceeași privire și cu aceeași atitudine, așa. Vorbiți mai mult, nu o să serviți pe omul ăsta cu trebuie. Păi uite, așteptăm și învățăm, bre. Învățați? Da, eu n-am văzut niciodată o ouă de astea. Bun, dacă învățați și mai veniți la Poftiți pe la noi și nu știți ce v-a învățat omul ăsta, dracu v-a luat. Prindeți greu și uitați repede. Asta e cele mai bune calități ale voastre. Hai, vă faceți odată și ieșiți dracu afară, că am treabă cu voi. Serviți omul ăsta și veniți acolo. Da. Nu vă uitați la mine. Nu ne uităm, mai am întors. Deci cred că am consumat un carton de ouă pentru micul dejun al Mirunei. Era aproape ora 12, cred, și ei încă nu mâncaseră. E târziu să servești micul dejun la ora asta, dar na, ne-am străduit cât am putut. După câteva ore de fiert ouăle, ieșim afară să ne fiarbă neamărin. Nu-mi dai mănuși? N-am cucut să dăm să-ți mai zic o dată lui femeia asta, dacă... Păi, aduceți eu pereche de mănuși la fata asta, că e obișnuită cu mănuși. Păi nu, dar mi-intră pământ în unghi și pe aceea trebuie să gătesc. Nu te mai uita, dă-te dracu, fă ceva, că acolo la bucătărie nu ești bună, aici ce faci? Dai sare la... Ba da, am făcut cele mai bune ouă. Da! Ieri m-ai ținut în frig, am răcit, azi mă țin soare, fac isolație. Ai pălărie, firea dracu, ți-ai adus pălărie de aia de coara chirița, du-te și eu. După ce am mâncat micul dejun, l-am chemat pe Neamărin și am zis că vreau să facem o ședință cu proprietarii să le explic ce trebuie să facă. Probleme cu peștele, cu mâncarea, clar, probleme foarte mari. Tu, Laurențiu, ai fost și tu în bucătărie aseară, ai pus și tu mâna? Da. Ai pus în a doua oară, nu? A doua oară, da. A doua oară, e. Ai venit și mi-ai spus că nu știu ce cu peștele, că nu mă interesează și oaspeții, în general, nu interesează problemele din bucătărie. Fiind aici, fiind și de meserie, tot trebuie să te ocupi, în primul rând. Ei vin, vă ajută, dar pleacă. Da. A trebuit să urce singur. Breakfastul la fel, sub orice critică. Ce am mâncat aseară, am mâncat și azi dimineață. Tu ai venit la ora 10 și jumătate și te-ai apucat să mănânci. Nu, tu trebuia să fii în bucătărie. Puteai să fii aici, să fii primul în bucătărie. Dacă mă trezeam la 8, ce făceam? Eram singur, pe aici intram și nu făceam singur. Cam așa. Nu? Trebuie să fii primul în bucătărie, știi foarte bine treaba asta. Îți pregătești pentru prânz, pentru asta. Ai pregătit ceva pentru prânz astăzi? Nimic. Acum pregătim. Nimic. Păi este 12. Am făcut ordine, vase, ordine, pahare. Ordine trebuia făcut aseară. Am făcut aseară, păi de asta ne-am trezit târziu. Am stat până la 2:30. Asta înseamnă. Da, știu. Te cuci la 2:30. De obicei așa se întâmplă. Asta este. Dimineața? Ei, te trezești la 6. Dacă vrei să-ți meargă business-ul. A, dacă nu, să pun acolo pe ușă. Fă singur de mâncare. Intri în bucătărie și îți faci tu. Poftim, cocuța. Skol, cea mai bună bere din lume, uite aici. Asta mai călduță, da? Mi-ai adus mie? Da, ca lui Geni iau una rece. Mulțumesc. Uite aici, te rog. Noroc. Skol. Bravo, Skol. N-aș fi reușit. Munca nu mai e la fel de grea. Mamă. Ce faci? Au căzut astea și acum nu mai intră, că e numai piatra acolo. Noroc! Trebuie să deducă mintea asta! E drăguț, ce fie! Te dați în poza de un animal! Nu mai fac nimic să bag, ori pleacă el, ori noi! De unde răsare soarele? De acolo? Andra, nu contează de unde răsare soarele, bă, deodată! Bă, dar idiotule! Poftiți pe la noi, bine ați referit! Bine te-am găsit! Trăiești, Neamărine! Te pup! Și eu. Viața mi s-a schimbat foarte mult pe această emisiune. Cum vă simțiți aici? Super! Da? Ați mai fost? După ce ați văzut emisiunea? La doua zi. Asta e bucuria mea. O să rămână singură. Ce știi să-l gătești cel mai bine?
Mâncare românească, tradițională. Mâncare românească, asta și trebuie. Lumea vine la munte să mănânce tradițional. Vreau un buls, vreau o tochitură, poate vreau ciorbiță niște... de fasole. Exact, chestii de genul ăsta. Ciorba de fasole, aseară, ok. A fost supă, n-a fost ciorbă, dar a fost destul de gustoasă. Da? Mai puțin partea cu oasele din ciorbă. Mâncare ca acasă este singura șansă și singura soluție. Mâncarea pe care o faceți este proaspătă, folosiți cât mai multe din zonă. Miere, este o grămadă. Dulcețuri care se fac aici. Eu brânză, le fac. Caș, brânză de burduf, tot ce este în zonă. Inclusiv și pălinca. Foarte bine. Pălinca de aici. Iar Neamărin, ce face pe lângă, este extraordinar. Se va vedea foarte bine de la stradă. Ideea este așa. Câți oaspeți avem astăzi? 10? N-avem de unde știi. Să zicem, da. La fel cum a fost bufetul de dimineață. Nu suntem 2 și cu 2-4 oaspeți atât. Nu, prefer. De ce să stric atâta mâncare, să tăi atâtea roșii și atâtea alea, încât eu pot să mă duc să întreb ce vor? Dacă voi sunteți isteți și profitați de venirea noastră aici, vă va merge foarte bine. Deci, mai avem 2 zile. Exact ce a spus șef. Tu trebuie să te implici un pic în bucătărie. Merge mai bine. Îl ajuți și unde e. Dar... și o să vedeți că va fi bine. Da. Mâncarea, dacă este și bună și are și o poveste frumoasă, o să aveți mare succes. Mulțumim din suflet. Mulțumim, șef. Cu plăcere, și mă nicio bucur nespus. Sper să trec, nu știu, poate la peste o lună, două, să văd că este cam în treabă. Doamne ajută! Da? Am încredere în toate sfaturile ce le-am primit de la dânsu și sunt convinsă că dacă îl voi asculta, voi progresa foarte mult. Eu sper că au înțeles și că vor asculta. Dacă nu fac, este păcat. Pentru că pensiunea arată bine. Nu este neapărat vorba de zonă. Tu trebuie să faci în așa fel încât să atragi oamenii la tine în pensiune, să-i faci să simtă bine, să vină pentru tine, pentru povestea ta și pentru felul de a te purta cu ei. Hai, mă, Antonio, că chiar nu pot să fac asta. Păi și ce vrei să fac, mă? Nu știu să fac. Păi și ce crezi? Avem o de sapat aici de, păi de cap nostru. Hai. Nu am eu atâta forță, nu pot să fac eu găuri acolo, nu a fost mult prea greu pentru mine, chiar recunosc, bă, nu pot. Băi, Papaicu, eu am o problemă aici, mă, Papaicu. Și eu am aici. Eu nu am cu Bogdan ăsta, am nu putem să facem nimic, frate. Am degetele groase pentru gurelele astea. Uite cum sapă, uite, uite așa, uite, uite. Jup. Hai, mă, și... jup. Fashion. Bagă-mișe. Păi așa se face un gard fashion. Bogdan, cred că este cel mai fashion muncitor. Cred că și în construcții, dacă s-ar angaja, ar face un research și ar lua niște outfituri adecvate. Ce faci? Au căzut astea și acum nu mai intră, că e numai piatra acolo. Păi așa o să vă chinui. Ce să vă fac? Hei, răiși! În loc să dea o soluție. Păi soluția asta a fost. I-am zis, Edi, stai iarba, înainte, face astea, eu i-am zis, dar n-am vrut să fac. Mai, auzi, dar oricum trebuie să facem găurile de două ori. O dată, ca să zici că e bine, o și o dată oră... trebuie să mai tăiem din astea și după aceea. Da, hai, faceți. Atâta, mă. Una, două, trei, patru. Una, două, trei. Hu, hu, hu. Și rest nimic. Uite-te la ei. Uite-te și tu, hai, da, aici e păi. Hai. Da, mă, da. Da, mă. Da, mă. Au! Ce mă mai pricep? Nici n-am început bine să montez umbrelele, că a venit Neamărin și a început să urle. Uite, iar strici alea, băi! Ce dacă mai stai ceva, mi-a dat... Ieri ai stricat toate astea ce ai făcut aici. Ce? Ce te uiți la mine? Bre, dacă nu știu, trebuie și fă-le, că nu știu. Dacă nu știi, dar le-am făcut, am vrut să-l înșurubez un pic ca să stea aici fix. L-am făcut. Bine. No, mulțumit, ești. Altul, hai, toate, nouă ai. Umbrelele le pui toate la locul lor. Hai, cocuța, parcă dai sare. Ia să vezi tu, uite cum e asta, îmi trebuie motosapă. Motosapa, uite-te la aici, motosapa, îți trebuie motosapa lui Dumnezeu. Ia uite aici, motosapa îi trebuie, uite, ia. Trebuie să te ducă în minte asta. Nici ouă nu știi să faci, nici ouă, nu? Stai. Dacă vezi, mai faci o dată, dau. Vezi, dacă mă mai atingi cu aia, a, dracu, o să-ți destem ziua în care am venit aici. Sacul ăsta când îl iei, uite, uite. Tai la tatere de rep, tai la tatere da. Eu sta tău ușor, uite așa. Ha ha. Ah! Oh! Nu da, nu da. Mamă. Nu da, mamă, ce ai făcut? Neamărin. Mamă, Neamărin. Mamă. Băi, teroristule, du-te în cameră să dormi.
trebuie să stai liniștit, facem noi treabă. Terorist, da? Da. Ai văzut filmul ăla, Anger Management? Terorist, eu sunt terorist. Nu poți nici măcar să-ți exprimi un gând, o stare, că nu te lasă să termini. Adică n-ai cum. Ca și cum ai vorbit singură. El vine exact ca un dictator și comandă, dar nu acceptă nimic. De la mine o să fac. Hai să văd. Hai să văd. Ce mă, cofile al regu să fii. Când făceam eu grup de asta, tu așa? Nici nu erai născut. Serios? Da, da, pe uite, ia, ia uite aici, mă, firea dracuții. Ia uite, mă, stau după o fost. Ia, ca da, bă, noroc, a avut noroc, da, Andy. Da, 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 noroc. Uite, ți-a făcut groapa, Antonio, acu' e rândul meu. Ți-a făcut groapa, firea dracuții, să fii cu fata cu tot. Auzi? Nea Marine mai arată 6 grop de astea ca să terminăm și noi. Da, hai. Repetiți aici. Și toată ziua am făcut chestia asta. Boing, doing, doing. Uite, uite. Ia. Tu nu știi nimic. Ia, dar și urlă ca el așa cum face el. Eu drop și fiu. Am greșit, am greșit. Am greșit. Real, rog, stai, 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 că e plină cu... Avem niște lămpi acolo. Da? Hai de capul tău. Și în timp ce făceam noi gardul nostru drag, bam, a venit Silvia și Robert. M-am bucurat foarte mult că nu i-am văzut de câteva zile. Mănânc eu un băiat frumos? De emoție s-a fustăcit și mi-a spus tati și așa am rămas. Acum îmi spune tati, nu mai îmi spune Edi. Oricum îmi place. Dar am rămas șocat că mi-a spus tati, știi? De cred că dacă îmi spune Edi, mă simt mai fâșneț și mai netăfleț. Dar și tati, e frumos să fii și tati. Hai să facem un topogan pentru ăștia mici. Hai, las că-l ajut eu pe Edi. Continuați. Bine. Acolo. Dacă aveam pătrățele acum, ce grădinar sexy eram. Oricine dorește, poate să mă contacteze. Zugrav Cocuța. Într-o oră, gata, se rezolvă. Ce-am tuns la iarbă, bat o vina de mi-a venit rău. Am tuns și în stânga și în dreapta o parceluță de-aia, deci că nu se mai termina. Poți să mă dai pe repede înainte, că la televizor așa o să fie, dar lumea nu știe cât am muncit eu aici. Am crezut că e mai ușor de vopsit și că mai vedeam pe la televizor în reclame, știi că e simplu și poți să schimbi culoarea când vrei, dar nu stă treaba chiar așa. A vopsit, cred că 2 ore într-una și n-am lăsat-o până n-a terminat. Lasă. Ce vrei, mai bătrân? Lasă-mi, e drăguț. Nu, copietarii. Ia, uite, ia, uite, uite, uite ce. Au, uite, mă, nebuna, dracuci. Aproape mi-a luxat un deget. Adică m-a durut atât de tare încât am început să plâng. Când e vorba de o glumiță și el devine atât de agresiv, nu mi se mai pare amuzant. Eu vă fac să vă fie zilele ușoare și voi mi le faceți mie grele. Băi, fii real, dracu, să fii. Nu, 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 păi nu, 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 nu. Fii atent, fii atent. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Uite, tu ai lovit pe ea. Uite, pe Cocuța, o doare degetul, nu mai poate. Lăsați atunci, acum are efect întârziat. Ai, gata, că nu mai am chef de nici să te aud. Da, a, te-ai apucat de fumat după jumătate de oră. Fac ce vreau, uite așa. După jumătate de oră te-ai apucat de oră. Tu, plec, ia, bagaje, hai, bă, veniți încoace. Ia-ți bagaje și plec. Plec acasă. Bă, ai efecte de alea întârziate. Ai totul tu, le da, faci. Da, efecte întârziate, totul ai faci, tu. Totul le faci, tot te dai jasă, mă, dracu, cum faci. Chiar mi-am dorit să plec acasă de data asta. Și oricât de mult țin la neamărin și oricât de mult îl iubesc și oricât de mult îl apreciez, în momentele în care este un om normal și bun și poți vorbi cu el, în momentele astea când el devine foarte, foarte violent, cedez. Vine aici să-mi rupă ăsta degetele și mâine nu mai fac nicio caterincă, nu mai fac nicio glumă. Stau mută într-un colț și vopsesc. Dresați-l pe ăsta, că e un animal. M-am acrit. Adică nu mai poți să faci o glumiță, să te duci la neamărin și să-i pui o frunză pe ochi, că îți rupe o mână. Dar îți rupe o mână. Este un fricoșător și mie mi-e frică, mie chiar mi-e frică de el. Dacă e picnicul aici, trebuie să aduceți toate mesele, umbrele aici. Pe partea alaltă, punem tot ce de joc pentru copii. Hai, bine, luați mese, luați amândoi. Mesele, uite, una, două, trei, așa, un fel de zigzag, da? Așa. Șezlong. Un fel de diagonal așa, uite, jup, jup, jup. Hai, gata. Și acolo locul hai, de joacă. Hai, gata, împrăștiați-le, să le văd împrăștiat. Dacă nici la asta nu vă pricepeți, atunci, Cocuța, te rog frumos să pleci acasă. Treaba mea ce fac? Nu că e treaba ta, ori da, faci da. Treaba, ori pleci acasă. Dându-una. Fac ce puteți, stau pe păi nu că nu poți să stai. Ori cari cu băieții ce avem de cărat acolo, ori pleci acasă. Da, hai să facem o vizită. Eu aș pune mesele în jur la asta oarecum, ca să aibă legătură, că dacă le pui cu șezlongurile sau așa, o să fie ca o
în legătură cu nimic. Băi, până acum făceam un bloc. Da, stai, lasă-mă să moară, dragii, dacă nu construiam un bloc. Ne lași pe noi sau nu? Păi vă las, dar faceți-o, păi, da. Du-te și lasă pe noi acolo, acum că facem. Hai de cap, stai acolo și ba. A pus așa o presiune pe noi super tare. Stăteam între noi și spune, haideți-mă, ce faceți? Și ca așa acțiune, tehnic era simplu, să iei niște mese să le pui, dar ne gândeam unde. Băi, eu nu știu, mă, nepoți tăi, te suportă? Da. Haide, săraci. Am amenajat cât de cât, așa ca o primă fază cum ar veni. Noi le-am pus să vedem cam cum arată, am cărat mesele, am cărat pitici, am cărat umbrelele, șezlongurile, tot. A fost foarte greu pentru noi cu căratul astea, spatele nostru era rupt la toți. Eu nu înțeleg ce faceți voi aici. Este super inestetic totul, aici e... Vorbește cu Cocuța, nu te baga la treaba aici. Dar e urât, zici că e... Vai de capul tău. Mai lipsesc niște de-astea manechine, gen Marea, Foișor, copii. E super urât. Păi și faci tu una. Cum vrei să-l faci altfel? Nu știu, dar niciun caz așa, ce ai acolo? E foarte frumos. Faceți-mă ce vreți, la fel cum ați făcut și cu gardul ăsta. Toate măsuțele alea puse într-un șir așa, îți dai seama că am înnebunit, adică... 4 șezlonguri înșirate acolo ca la expoziție, mai urmau să aibă prețul pe ele. Și așa, măsuțele în partea cealaltă, culoare la culoare, adică totul de piață, înțelegi? Și aveam 100 de metri garduri. N-am mai bine, le puneam invers și săream peste ele. Chiar arăta gardul de parcă eram la 100 de metri garduri și urma să facem un concurs de atletism și să sărim peste gardurile respective. Eu nu am contribuit cu nimic la această emisiune. Tot ce este aici este foarte urât. N-am avut niciuna din ideile astea, ca să știe toată lumea. Ce se întâmplă la Neamare Niarăși? Auzi, e urât ce am făcut noi aici. A, nu, frate. Nu, atunci se mută ea. Cocuța, ia să pricepe. A trebuit, lasă că vă las eu de acum încolo tot să le arăjați voi. Firea, dragă, cu gusturile tale, după ce că ai fost... Chicioșenia pământului, cu cercuri, cu ce triunghiuri. Ce ai făcut un dedeman, Firea, dragă, ai luat ceva, ai luat ceva din dedeman? Da, cai verzi pe pereți. Asta visezi tu? Nu te-ai gândit, asta că mergea. Mă, te-mi bag, ele porți, nu mai pot, gata. Stai așa! Mai pune-mi aici! Firea, vreau să fii cu dacă asta ta. Dacă mai dai în mine, fii atent, că te dau judecată. Pe cine dai judecată? Vă vine? Săraca Cocuța. Cocuțica. Și-a luat bătaie, vai de capul ei. Ce mai faci? Ia. Era ți-ai, dracu, să ce? Iată. Băi, ia stai așa, stai așa, Bogdan, ia-ți asta. Stai așa, Cocuță, că tu ai dreptate. Eu sunt prost. Eu sunt cel mai prost om. De ce mă bag eu să vă ajut? Din clipa asta, cum vrei tu să le așezi? Unde vrei să duci tu florile? Cum vrei tu să faci cu covoarele? Cum vrei tu să faci cu mochetele? Cum vrei tu cu canapeaua? Fă ce vrei tu. Ia că tu ești priceput. Fă ce vrei tu. Eu nu le-am spus lucrul ăsta ca sub formă de reproș. Eu doar am încercat să le transmit că nu e ok și să se mai uite și încă o dată și să încercăm să rezolvăm problema asta. Neamărin a luat foc de-a dreptul. Nu-i mai convenea absolut nimic. A început să urle, a început să arunce cu toate alea, să ne bălăcărească, să ne jure, să ne... Na, practic, toată munca lui brusc nu mai era frumoasă, nu mai era bună. Auzi, dar gardul ăsta cum stă și el drept, frumos? Asta nu e sănătoasă, băi, oameni, mă. Păi uite-te, nebuna, dracu. Oamenii ăia vin să vă ajute, dar eu nu-i mai las. Vreau să-i las să ajute așa. Acum nu, eu opresc acolo. De ce nu-i mai las? Păi nu mai vreau eu. Că ce? Pentru că nu mai vreau, că voi știți cum trebuie puse. Tu ai văzut cât au bătut Edi și cu ăsta la țărușe astăzi? Așa și. De ce n-ai avut ideea? Spui, nu e bine așa. Că nu am știut ce fac da, aici. Da, n-ai știut. Uite, vezi, chestia asta nu mi se pare corectă. Nu e ca și cum noi suntem o echipă și Neamărin e o echipă. Noi împreună cu Neamărin suntem o echipă și el ar fi trebuit să fie receptiv. Dar și el de fiecare dată o ia așa, ca și cum ai ceva împotriva lui. Și vrei să-i faci lui un rău. Cât au muncit oamenii ăia astăzi, toată ziua, mâinile lor. N-ați văzut? De ce n-ați vorbit?
Ca să mă enerveze că pe voi? Că nu ne lași niciodată să votăm împreună, urliți ca eu să stau mare. Acolo și să nu mă mici de acolo, urli ca ăla să nu... Doar de asta, pentru că nu le lași comunicări. Bă, nu e bine, mă, nu e bine. Taci, mă, stai și te dai acolo, nu e bine. Băi, noi am făcut gaură degeaba, nu ai țapa degeaba. Antonio este undeva o altă variantă a lui Neamărin, tot pe stil de enervare, dar puțin mai light, înțelegi? E picătura aia chinezească, Antonio, știi? De ce ați schimbat Cocuța? Am o întrebare. Fără nervi. Ce-am schimbat? Fără nervi. Ce-am schimbat? Acolo era două mari. Și noi ați apat eu cu Edi, ca nebun aici. Până de azi dimineață. Și vineți voi acum și schimbați. Orice chestie, orice faci, trebuie să comenteze și să mai vină până mori. Înțelegi? Nu e corect. Lasă-i, fac aici, noi facem așa, vină cu-a. În asta se pune direct pământ așa sau cum? Că nu știu. A? Ce? Se pune direct pământ așa? Nu știu, Andra. În gât. Chiar ne-a deranjat și pe mine și pe Cocuța faptul că la un moment dat parcă încerca să ne separe așa pe noi de Edi și de Antonio. Nici măcar nu ne lăsa să mai vorbim cu ei. Aș spune, sunt șase, de alea două... Edi! Nu, da, acolo Edi, trebuie să fie locul de șezlong. Edi, te rog eu frumos, lasă-ne du-alea, să vorbim, să-mi bag la mine. Picioarele! Vino la mine tu, că avem treabă noi. Nu mai fac nimic! E prea organizat. Da, știu, dar nu mai deja chimia mea cu Neamărin e... Nu mai, deci nu mai fac nimic să bag, ori pleacă el, ori noi. Nu, mai rău că acum nu m-a făcut niciodată cu capul, deci nu, este insuportabil. Pe starea aia de nervi, oricum niciunul din noi nu mai gândea, niciunul din noi nu mai avea nicio viziune de niciun fel și ce am făcut a fost să ne apucăm să mutăm mesele alea dintr-o parte de alta fără niciun rost. Sau schimbam umbrela roșie cu cea albă. Hai, în primul rând, aia hai să o aducem aici, undeva mai aproape. Undeva, aici, nu știu. Hai să o punem pe asta pe mijloc și tragem mesele mai apropiate și gen tot cum oarecum cum sunt, ca să fie mai apropiat, să nu fie atât de lăbărțat tot și punem carul ăla între mese, cum ar veni. Numai că sunt, nu mai pot. O punem aici pe mijloc și mesele mai apropiate, astea mai încoace, că sunt la p***ul Stalin. Și asta o pun pe mijloc, de zici că e fântâna din mol. Fântâna din mol să fie. Ce, intru și ce văd? Copacul lui mama, stejarul. Fac un Eminescu. Și dacă am aia acolo, nu mai văd nimic. Mai am... Păi nu, dar măcar văd ceva. Am intrat... Na. Oh! Hai, zi cum vrei tu așa le facem. Hai, că nu mai... În primul rând, hai să ducem copiii ăștia aici, într-un colț. Lasă-i copiii ăia, lasă-i în pace, că facem după alea ușoare. Asta e problema, asta. Știi câte chile are? 100. Păi eu nu pot să ridic. Pot eu, zi. Unde vrei? Hai să luăm ăsta de aici. Zi unde îl punem. Nu știu, hai să aranjăm mai întâi băncile. Zi cum? Hai să vedem, încercăm, nu mă enerva, că nu... Dă-te, lasă-mă. Unde ridici tu singur? Ridică... Auzi, dacă ne angajează pe noi pe un șantier, îi dau faliment. Hai bătrân, că uite, Edi, termină pălașul, tu n-ai terminat decât două bănci. Termină-l pălașul. Păi și cum? Stai, am terminat al doilea. Hai. Nu te uita la mine ca la felul 14, că... Ia-l ăla. Ia o dată ăla. Hai să sar cu pal. Să-mi fac e mai greu decât oprirea. Atunci ține asta. Haide, mută-le pe rând. Da, ăla trebuie luat prima oară ca să pot, că umbrela e deschisă, măcar trebuie să o închidem. De unde răsoare soarele? De acolo? Andra, nu contează de unde răsoare soarele. Bă, da, idiotule! Eu nu mai vedeam, nu mai simțeam mâinile, nu mai simțeam buricele degetelor, mă dureau spatele. Făceam ceva instinctual, nu mai gândeam efectiv. Păi și de ce mai muța aia? Ca să o pun aici. Păi și unde mai pui roșia? Acolo! Deja e mult, mult mai bine! Unde? Vino și zi-mi unde, că fac o criză. E bine aici? Da. Încercam să găsim o soluție și soluția asta o găsești numai dacă încerci să pui lucrurile altfel. Le privești din afară și vezi dacă se potrivesc. Și eu am zis că e prea în spate totul, dar eu aici e... Eu jur că eu nu le mai mut dar niciodată. Trebuia să-mi spui mai devreme, nu acum, acum da, 5 minute când am gândit, mutat. Da, mă, am zis că-i dâmbul ăsta. Chiar nu le mai mut. Și oricum n-avem atâtea dale până în fundul curții. Hai să mutăm asta. Ce? Să mutăm asta.
aranjamentul ăla de flori, l-am mutat cocuța de un miliard de ori și ne-am tot chinuit cu el, că nu știam unde să-l punem, cum să-l punem. Monica ne zicea încolo, noi vroiam dincolo. Hai să vedem încoace, hai să... Deci l-am cărat extraordinar de mult. Ăsta? Ce vreți să fac cu el? Îl pui tot aici sau mai în spate? Îl pui tot aici. Unde aici? În stânga, în dreapta, în unde? Undeva aici. Nu știu. Dar nu în altă parte, mult mai în spate. Eu zic că alea-s ok, asta trebuie un pic mai în față. Hai. La un moment dat, Bogdan s-a apucat să facă o cărare. Și a creat el un model, mai așa, nu știu, niște steluțe, nu știu ce a făcut. Haide, dă-te, ia-le. Stai puțin. Hai, Andra, că nu mai pot acum, stau cu ele în mână. Imediat, lasă-l, pune-l jos. De ce ai nervi pe mine păi și atitudinea asta? Văzut, încercam să găsesc o formă mai drăguță. Am făcut 5 de astea și acum vii și iar să le schimbi. Na, hotărăște-te ca să știu cum le pun. Păi, lasă-mă să văd. Bine, uită-te. Ia faceți voi ce vreți. Eu când fac un lucru, îmi trebuie frumos așa, îți place și ție, nu poate îmi plac. Dacă stau de jumătate de oră și cara astea și stai acolo și pui florile și n-ai putut să te uiți și acum vii și mire f***, mai am una de pus. Și zici că trebuia să te întreb. Pune-mă toate stelele pământului. Doar încerc să văd dacă dau mai bine altfel. A avut și el o criză. Și așa, nimeni nu mai vrea să facă nimic. Eram cu nervii la pământ. Pe moment, se pare că totul e în zadar. Vorbim de o așa zisă pană de idei. Așa că n-ar strica un impuls motivațional. Antoșca, da? Eu mai am de șters lanțurile și gata. Tu mai ai? Nu, mai am, nu stau. Ha, e bine. Eram toți cu lucrul nostru și cu treburile noastre, am văzut că a apărut o mașină. Ia, fii atent. Nu era mașină de la Dedeman, nu înțelegeam cine mai vine, zic, opa, vin poate alți clienți, nu mai știam ce să mai cred, adică mă așteptam absolut la orice. Când am focusat imaginea că-s puțin cam chior. Doamne, nu te cred așa ceva. Ia uite ce ești, frate. Nu, greu! Bine ați venit pe la noi. Dacă nu v-ați luat voi la temerie în seara asta... Păi și mi-am dat, am simțit. Aoleu, acum e problemă. Te pup, stai acolo, uite, stai și fă-ți treaba. Uite ce pup, vreau să stai. Fac. Era în plan. Bine te-am găsit, bine ai venit. Ia, ce faci? Ce vreau să fac, să mi-o pun aici. Hai cu plosca. Foarte bine. Nu. De când a fost Nea Marin la noi și a făcut emisiunea, nu mai fac față. V-am văzut și am venit după reclama care ați făcut la Coana Viza. Exact așa ne-am și adresat. Eram toți cu lucrul nostru și cu treburile noastre, am văzut că a apărut o mașină. Ia, fii atent. Nu era mașină de la Dedeman, nu înțelegeam cine mai vine, zic, opa, vin poate alți clienți. Nu mai știam ce să mai cred, adică mă așteptam absolut la orice. Când am focusat imaginea că-s puțin cam chior, am văzut părinții cocuței și mi-am dat seama ce se întâmplă. Sunt părinții noștri. A, da. Doamne, nu te cred așa ceva. Ia uite ce ești, frate. Nu, greu. Bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit. Hei, ce faci? Bună. Nu mai știam pe cine să iau în brațe, pe mama, pe tata, pe sormea, nu știam de care mi-e mai dor, nu știam... Eram extrem de emoționat și extrem de debusolat. Păi dacă zici că ți-e greu, am venit să te ajutăm. Momentul în care l-am văzut ne-a putit de plânsul pe toți. Pentru că nu prea avem ocazia asta să fim așa și ne-am bucurat foarte tare să fim împreună. Nu mi-am văzut familia de mult timp, de mai bine de jumătate de an, pentru că noi în momentul ăsta ca și familie suntem răspândiți. Tata e plecat cu munca în Galați, mama e la Cluj, eu la București, iar sora mea face oarecum naveta între București și Cluj. De 7 ani de când sunt plecat eu de acasă, a fost prima oară când ne-am avut cu toți împreună. Da, asta vă țineți voi! Marina, am fost la tine! Bine, bine.
A fost o surpriză extraordinară, să o văd pe sora mea. Știu că ea e mai emotivă un pic și nu prea acceptă să vină la chestii din astea, dar a acceptat și m-am bucurat tare mult. Eu îmi iubesc foarte, foarte mult fratele, mai ales acum că el e singurul pe care l-am, nu mai avem părinți. Și el se comportă cu mine ca și un părinte. Este un sprijin pentru mine. Am avut emoții ce n-am avut în viața mea. Am rămas uimit. Oricum, noi nu ne vedem foarte des, fiindcă viața ne desparte, chiar dacă suntem în același oraș. Păi, din nu l-am mai văzut de 3 săptămâni. Merea doar cum să nu, că doar e băiatul meu, e sufletul meu. Vă țineți de drăcii? Nu noi! Este prima dată în aproape 30 de ani de căsnicie când soțul meu nu a știut intențiile mele. Știu că toate vedetele cu care a lucrat în această pensiune s-a întrecut care mai de care, cum să-l numească, Ceaușescu, pitbull, comunist, dictator, dar nu e deloc așa. Chiar în spatele acestor porecle este un suflet bun, grijuliu, iubitor, dornic de a face totul perfect. Pur și simplu râdea în hohote, nu putea să creadă că noi am venit, eu și soțul. Era o criză de aia de râs și pe o stare de emoție, dar și că uite că mi s-a întâmplat și mie, știi? Și ce fac acum? Ce faci, mă, păpăică, mă? Bine. Bine? Aici. Uite, vorbesc aici. Vezi? Nu, 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 că te mordărești, mie. Nu. Nu, papaicu. Când pleacă papai, mi le face foarte dor de el. Se iubesc enorm și au o legătură foarte strânsă între ei. Eu pot să plec de acasă. Nu știu dacă întreabă el de mine, mami, mami, dar dacă pleacă taică-sul, când vine papi? Unde e papi? Hai să mergem la papi. Ah, că nici m-am văzut. Sărmâna. Păi... Eu te sărmâna. De ce e tremure așa? Momentul în care a plecat Bogdan a fost foarte dureros pentru familie. Dar realizarea lui, succesul lui, împlinirea viselor lui sunt mai importante decât ceea ce simțim noi. Maica mea tot timpul a avut chestia asta. De ce să dăm banii pe o excursie, pe un weekend, când am putea de banii aia să le cumpărăm copiilor ceva? Și de asta m-am bucurat foarte tare că aveau și ei puțin timp de a-și petrece împreună într-un alt loc în afară de Cluj, pentru că singurele vacanțe din ultimii 10 ani au fost la bunica mea la țară. Asta era concediul lor. Plecau o săptămână sau două la bunica la țară și nu visau la altceva. Deci nu au contat copiii să aibă. Am dat tot ce am putut pentru ei. Erau mici, îi duceam la spectacole, îi căram în spate și mă dureau umerii cât îi iasă pentru ei. Mama a venit cu mâncare de acasă și mi-a adus mâncarea mea preferată. Mi-era dor de tot ce înseamnă familie și mi-este dor tot timpul de tot ce înseamnă familie. Eram puțin dezorientați, nu știam ce să facem, cum să reacționez. Nu, am luat parte la bucuria lor. Ei, săraci, erau foarte, foarte obosiți. Sărămâna, doamna Adriana este patroana pensiunii, proprietăreasa. După ce s-au cazat, bineînțeles că a venit inevitabilul, i-am poftit la masă, dar noi nu aveam absolut nimic pregătit, ca de obicei. Și a început panica numărul 7. Mergeți la bucătărie, consultați-vă. Într-un sfert de oră vreau să fie masa gata. Nu, ne-a fost dificil să gătim pentru 2 clienți. Îți dai seama ce însemna să gătim acum în cantități uriașe și același fel pentru 18 oameni. Toate vedetele au muncit exagerat de mult. Exagerat de mult. Mie mi-era o milă de ei și am vrut să îi ajut. Face la niște cartofi, nu știu ce rețetă are. Da. Prăjește întâi, dă prin unt, după da. Aia cu legume, cu nu știu cu ce. Ce, ți-ai piept la... Cum?
Schimb la grătar. A, la grătar îl faceți. Pipre, perfect. Okay? Eu m-am băgat ca niciodată la carne. Eu nu prea... Nu-mi place să pun una pe carnea crudă. Na. Dar m-am băgat și am făcut lucrul ăsta și am pregătit pieptul de pui. Eu pun așa niște beri pe masă. Fii în restaurantele de lux, că așa cum ai spus tu că sunt servit aici la 5 stele. Da? Muscă pe pui, Mamă. Stai că... Uite, vezi? Gata, mă duc să schimb pâinea asta cu alta. O întorc așa, sau cum se face? Nu, că e pentru dumneavoastră. Dacă nu v-o lua voi la temelie în seara asta... Păi mi-am dat, am simțit. Mi s-a părut firesc să mă compor ca un client care atunci când are o nemulțumire să o spună în ideea că face un lucru bun și pe viitor... Cel care pregătește și să-și asume responsabilitatea și să se gândească că farfuria respectivă ajunge în fața cuiva care chiar trebuie să fie mulțumit. Nu am vrut să fac asta, să șicanez sau să supăr pe cineva. Asta e cea mai șmecheră salată ever. Cred că n-ați fost servit până acum cu așa ceva. Da, dar veniți și voi pe tavă, veniți așa cu ele. Nu, mă, asta e stilul Africa. A fost destul de ciudat atunci când îi serveam pe ai mei, fiindcă de obicei nașa ne punea la masă, mama ne punea la masă, dar de data asta ele erau la masă și trebuia să le servesc eu. Sper că m-am descurcat destul de bine. Puteam să facem și un desert, niște clătite sau ceva? Hai că la urmă mai face și voi ceva. Mănâncă seara dulciuri. Auzi, vă rog, doamnelor, ea vorbește mult, nu vă luați după ea. Noi ne facem treaba. Nu că nu mănâncă mama, nu mănâncă tata, nu mănâncă foarte bine. Și ai breta, te apucă da, așa, mă apucă pentru că în loc să gătim pentru familii, acum ne certăm. Ai făcut coaș, n-ai făcut unul? Vedeți că e nebun că eu nu vorbesc. Cum a venit el aici? Cum ai zis că sunt? Diles. Diles? Vrei să vezi? Vrei să vezi Diles? Deci eu stăteam liniștit aici și unde fac Diles. Da, vorbeai! Că nu mănâncă seara nimeni, că nu mănâncă. Vrei să aduc o tata ta? Vorbești mult! Nu, dar vorbește mult, nu vă las după ea. Puneți-o la treabă, ia să servească la masă. Da, să servești la masă. Doamne, mare ce puterea, Doamne, ferească Sfântul. Era oarecum un moment prin care să-i recompensez cât de cât, într-o mică parte și într-o mică măsură, pentru tot ceea ce fac și au făcut ei de-a lungul timpului pentru mine. Și îmi doream foarte tare, efectiv, să se simtă ca într-o vacanță și să se simtă bine, să nu trebuiască să se gândească ei ce să mănânce, cum să mănânce. Piept de pui cu... la grătar cartofi țărănești. Da, un fel de, da. Prăjiți, nu? Da, nu chiar prăjiți, așa. Păi vă iau cartofii și vă las doar pieptul. Fii deșteaptă, pune la mic și adui doar cartofi. A, da. Fiind singură la părinți, a fost puțin mai alintată. I-am oferit totul și a fost o chestie deosebită când ea ne-a servit, de fapt, pe noi. Asta a fost prima oară când ne-a servit ea pe noi. Ceva de băut? Arată foarte bine friptura, dar are prea mult piper pentru... Vai! Nu se poate așa ceva. Mă duc acum, mama. Mă duc acum și se rezolv treaba asta acum. Acum mă duc să rezolv problema asta. Băi, băiți, cine a făcut asta? Cucuță? Ce? Asta a arătat foarte bine farfuria. A fost foarte frumos, dar bine foarte mult piper. Foarte mult, da. Da. Băi, Bogdane, da. Ai pus piper mult pe ele, frate. Na, m-am străduit să-l fac cât mai bun și l-am făcut oarecum după gustul meu și după cum am fost eu învățat de la mama. A avut emoții să gătească pentru atâtea persoane, dar a gătit foarte bine, neașteptat de bine. Chiar i-am zis că primul lucru când ajungem acasă, îl pun să-mi gătească. De obicei, de felul meu, mănânc condimentat și chiar a fost foarte bună mâncarea. Ei ne-au cerut desert și am zis, auleu, acum e problemă. Cineva să facă un aluat de clătite. Ce? Aluat de clătite. Da, hai repede. Și norocul cu Cucuța ne-a scos din foame și din tot o problemă. Cucuța aia care miroase enervează a fost o drăguță, o frumusețe de femeie. Ea ne-a ajutat foarte mult. Cucuța când e calmă, e relaxată,
E o dulceață. Dar când e nervoasă, vai de mama mea. Deci cum facem cu dulcele? Fiecare deci... comandă a la carte, no, 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 săracii ar fi acceptat să mănânce orice și o bomboană dacă le-am fi dat. Și ia uite cum s-au ridicat, ei și au venit cu pretenții. Trei porții de papanaș vor trei persoane. Nu știu să facem papanaș. Vorbesc serios, deci trei porții de papanaș. Dacă spun mama ta... Mama mea nu mănâncă papanaș niciodată. Ba, du-te și convinge. Termină. O să avem un desert care sperăm să ne iasă foarte bun. Nu o să fie papanaș, că nu știm să facem. Recunoaștem, nu știm să facem. Cel mai simplu desert și nu știi să faci. Un clăt. Altceva e cea mai simplu desert. Deci sperăm să vă placă alt tip de desert și să vă simțiți bine și ne bucurăm că ați venit. Gata. Nu mai vrea nimeni papanaș. Mai gata, e la mic. Dar ce? Caută pe net rețeta cu cocuța în vârte, dacă o ieși. A venit Edi la mine și a zis, băi, vezi că avem o mare problemă. Ce? Soția ta a cerut o clătită cu înghețată de vanile cu nuci din Brazilie. Și zic că s-a nebunit, lasă că mă duc eu la ea. M-am dus, femeie, ai nebunit? Ce? Ai crezi că ești la un hotel de 10 stele? Nu, așa vreau, așa am comandat, nu-mi interesează. Am reușit să iau o mașină de la colegi și am fugit în predeal și am cumpărat înghețată în timp ce cocuța făcea clătitele și ne-am sincronizat destul de bine, că am ieșit cu totul la timp. Bine, mă, impresie bună, mă, Bogdan! Bogdan? Cocuța, nu, i-a arătat frumos, râdeau toți. Ce creoviză, pui un becleu cu aia! Nu, Bogdan, nici nu a fost apreciat, cocuța, bă. Chiar ne-am organizat pentru prima oară de când eram aici, eram extrem de organizați. Și ce să crezi, ia uite cum l-am satisfăcut și pe Neamărin, am găsit, mai rămăseseră fix doi papanași de la prânz, papanași pe care i-a făcuse doamna Adriana, i-am băgat la cuptorul cu microunde și i-am servit. Deci avem așa, cu cireșe, da, gem, că n-am avut altfel, și cu afine. Da, eu. Eu am fost foarte șocat de faptul că Andra a făcut clătitele, pentru că eu n-am văzut-o acasă niciodată făcând așa ceva. Și m-a impresionat plăcut din cauza că acele clătite erau într-adevăr bune. Mulțumesc lui Dumnezeu, ei au fost foarte mulțumiți. Bravo! Stai bine! 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 Bravo, 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 bravo! Antonio! Bravo, bravo, bravo! Antonio! Și aplauze tale atunci, te chidea cortina. Drept recompensă! Mâncați și voi o clătită, mergem afară, terminăm ce avem de terminat. Ce? Cum ce e? Doamne, păi cine ferească! Oamenii ăștia mâine unde o să stea? O nu să trebuie stea să stea acolo? Pe scaune. Păi nu cred că să dă niciunul dintre ei în nu, da, tobogan. La mesele. La locul de joacă că nu v-ați sfătuit să vă băgați. Nu vreți? Cum? Nu vreți eu să nu mergem acum? Să bine, atunci mâine dimineața la 6. Mai la bine așa, e altceva? Bine. Bine. Că chiar a fost o experiență plăcută. E plăcut să gătești pentru părinții tăi. Îți mândru fiindcă, da, am un copil minunat, muncește mult, se gândește la familia lui, nu uită de unde a pornit. Pe Cocuța nu am văzut-o decât în rare situații să muncească fizic și chiar a fost ceva inedit să fiu servită de ea. A fost minunat. Și cu acest cuvânt minunat, încheiem încă o zi la White Horse. Mâine e deja cu totul altceva. Nici nu ne-am trezit bine, că Neamărin, bineînțeles, că ne-a pus la treabă și ne-a dat din nou activități. Dacă nu serviți acolo, vă scot că am treabă afară cu voi. Ce să le fac, să iei, să le vrestec? Bine, hai, tu vino să montezi, că mai avem ceva de montat. Gata, dacă a servit, ai zis că nu mai ai nimic de făcut cu Cocuța. Terorist, frate, terorist. Bogdan, ai mâncat ceva? Da? Am ciugulit ceva. Gata, e suficient, dacă ai ciugulit, e suficient. Hai, Edi, da. Hai afară cu mine, hai cu Bogdan. Cocuța afară, da? Băi, așa, terorist. Hai, 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 hai. No, nu, nu, hai, nu, nu mai suport. Ce-o fi asta? Acoperișul. Da? Serios?
Cine a vrut? Prinde, gata, gata, gata. Stai că s-a cu siguranță vom reveni. Aoleo, dar de ce mă scoate afară, că e frig? Cucuța, uite, ai demontat căsuța aia. Nu știu să fac de astea. Uite, te duci după schiebă. Nu mai stăm înăuntru, gata. Nu mă gândesc că trebuie să mă duc să mă schimb, că dar nu pot să stau. Dar ia ceva pe tine și ieși odată, păi gata. Da. Astea, de aici, făcute frumos aici, uite în spatele grătarului, stivă, toate greutățile alea. Vai de... Ușor, ușor, și dai în spatele grătarului. Mamă, Iisuse! Tu, veta, Biriș! Dalele alea erau foarte grele. Nu mai puteam, mă durea foarte rău spatele, degetele și mâinile. Oricum nu le mai simțeam, pentru că mă dureau foarte tare de tot ce lucrasem cu o zi înainte. Hai, Bogdanel, hai, ia cu dreapta ta. Hai, Edi, bagă-te în față, lasă-l, da? Bagă-te în față. Lasă-l, nu ala trec cu pe Bogdan. Eram de ala împins de camioare, știi? Antonio! Cocuța? Da. Ce ți-a zis eu să faci, Cocuța? Stai că mi-au zis să debarasez, că vreau să nu, 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 lasă că debarasez eu, tu vin cu acea. Stai să mă duc să mă îmbrac. Cocuța, de o jumătate de ore eu te-am trimis să faci ceva. Păi și am venit să strâng masa. Dar eu am zis să nu strângi masa. Nu mi-ai zis asta. Ba da, eu ți-am spus ce să faci, să montezi. Uite, am apus Monica să știe. Ți-am spus să montezi, nu. Da, m-a pus... Hai, Cocuța, lasă vrăjeala, du-te și... Du-te, ia ceva pe tine și ieși afară la montata asta. Hai! Și afară, ieși aplaudi. Ieși afară când azi, ieși! Te, dacă am zis... Mama! Ce mama? Ce mama? Bă, nicio mama, mama, bă! Lasă că-ți arăt mama! Băi, ce? Care e problema, bă? Băi, tu unde umbli, băi? Tu unde umbli? Eu am fost... Unde umbli? Unde? Unde mă te duci? Hai, ia măturile! Marian întotdeauna pune suflet și e foarte perfecționist. La el niciodată nu a existat cale de mijloc. El ori face, ori altfel nu se apucă. În 5 minute trebuie să fie gata aici, avem treabă. În 5 minute, mă. 5 minute, atât. Vai de mama mea. În vara asta fac tot ce-mi trece prin cap. Uite, trebuie să faci acolo, ia. Dacă nu stau nimic! Hai, mă, să-i facem ceva! Să-l facem cu nervi pe ăsta! Haide, că nu l-am făcut cu nervi! Diseară? Ia și montează ăsta! Nu știu, uite, cu copii! Leandro, ajută-o! Până la petrecere vreau să-l fac cu nervi! E cea mai mare dorință a vieții mele în momentul ăsta. Ne-am dorit foarte tare zilele astea să-i facem și noi ceva lui Neamărin, să ne răzbunăm oarecum pe el. Am vrut să-l prindem oarecum și să-l legăm cu banda adezivă de sus până jos și să fugim, dar n-am reușit să facem asta, că e extrem de atent și de vigilent cu tot ce se întâmplă în jurul lui. Hai! Nu, hai, eu nu mai suport! Ce nu suport? Hai! Lasă-mă! Hai! Ce faci? Hai! Vino aici, ajută-mă, hai! Nu ajuta! Nu mai mănânci la prânz dacă nu ajuți! Păi te ajut! Păi haide! Ce-i asta? Ce-o fi asta? Acoperișul! Da? Serios? Ne-a mărit de fiată! Hai! Plătiți-vă pentru mai asta! Mai bine te duci până la dispensar, mai să fii sigur că nu se infectează. Nu e aici, nu? Trebuie ușa, Cucuța. Ce trebuie să fac? Căsuța asta trebuie să o fac. Uite aici, ia că eu nu înțeleg unde se nu s-a nimic. Când am văzut sânge, am zis gata. V-a luat dracu.
Ca uite ce mi-ați făcut. Am fugit repede la doctor, m-a pansat. Pentru o picatură de săi! Aaaa! Bine, face curat aici! Nu cred, cu șurubi și cu d-astea? Aaaa, păi mi-a toată ziua. Nu am rezistat tentației să o lăsăm acolo să se chinuie și soțul s-a dus și a ajutat-o și de aici toți părinții am început să ajutăm copiii. Sus, 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 sus! Aveți grijă la pitici! Hai sus, nu, înainte, 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 băi, înainte, unde se mai... Hai mă, hai că mai avem un pic, mai, mai, stânga, stânga. Hai, sus, sus cu el, sus cu el, nu, sus. Hai cu toții, sus, 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 sus. Stai. Sus, sus cu toții, sus cu toții, sus cu toții. Hopa. Ce m-a mai impresionat de Amorin e la vârsta lui, un of, plin de energie, cu o responsabilitate extraordinar de mare. Sincer, fratele meu, când venea din deplasare, de la emisiuni, de la filmări și ne povestea că a muncit ca așa, mă gândeam cât e forță de pună și așa. Dar acum am rămas... Deci, efectiv, l-am văzut cum muncea împreună cu vedetele dis de dimineață și până seara târziu. Dar nu mai pot să... Am transpirat. Da. Nu cred că a zis neamănânt că nu mai poate. Domne, ce zi astăzi să notăm în calendar? Azi e sâmbătă. Notăm în calendar că nu mai poate. Băi, noi nu muncim sâmbătă, bă, ce ăsta, bă? Da, așa e religia lui. Ce? Ce? Dacă sunt terorist, comunist, dictator, cred că acum ăștia o să zic că sunt Bin Laden, că dau cu bombe, cu grenade după ei. Dar le dau orice, numai să facă treabă. După ce că te pune foarte mult la muncă, îți mai face și o glumiță. Da, na, e neamărit, n-ai ce-i face, așa e el. Căcuța e cea mai tare! Nu eu am spus-o, copiii. Copiii sunt cei mai sinceri. Cine a luat măsură la asta? Cine a făcut așa, uite? Nu, eu am făcut așa, să vezi, așa sunt 2 metri, dar cine a luat măsură încolo? Păi problemă. Domnul ne-a zis că 72, azi că e 8 pe 9. Da, el ne-a zis și noi am luat-o drept bună. Păi da, ați luat-o drept de bună, eu v-am spus că sunt... Omul ăsta nu știe nimic decât jocuri de poker. Am luat cu un metru mai mult, numai că a fost perfect. Am folosit acel plus de mochetă și l-am pus la intrare, așa. N-am avem noi covorul roșu când intri pe sine, în schimb avem covorul verde. Așa cum se știe din tradiția populară, sfaturile bune se împart la șezătoare, care se împarte și ea la rândul ei în cea a fetelor și cea a băieților, ca să nu apară contraindicații. Dacă te implica un pic mai mult, e imposibil să nu aduci sau să aduci clienți. Mi-ai zis că ai avut firmă de turism, că făceai cu grecii, cu asta. Aia puteai să faci și aici nu poți să aduci clienți. De ce nu poți? Așa e. Ai văzut? Deci acolo puteai să-i duci. Aici nu te-ai implicat. E adevărat. În ultimul timp nu am vrut să mă mai implic. Nu am vrut pentru că am fost descurajat. Fii atent ce spun eu acum. La bucătărie e totul ok. Doamna Adriana gătește bine, dar mata... Ai și probleme de sănătate, dar nu te-ai prins atât de mult. Mă, ta trebuie să te implici un pic și ți-o spun prietenește. Mai lasă-le pe alea cu... Dar nu mai am... Nu mai? Oh, nu mai faci? Ce vorbești, copilării? Cu jocurile, cu păcănelele, cu nimic? Am 20 de ani de când nu pun mâna pe ele. N-ai, nu? Din 97 eu n-am mai pus mâna pe ele. Da, atunci mergea. Era altceva, a fost altă. Adică aveam și eu... veneau banii frumos, banii se duce frumos. Aveam și eu 40 de ani. Ai băgat greu, din, la greu. Din generația mea, cei mei înrăiți s-au decedat, iar restul sunt cloșari, cum să zicem. Boschetari, da. Nu, în Franța, cloșari. Da. Luați aminte. Mă înțelegi? Aie, pe mine m-a ajutat Dumnezeu drăguțul. Eu nu cred că s-a lăsat, probabil că nu mai are bani. Acum să joace, el a zis-o cu gura lui. Jocurile de noroc sunt mai nocive decât drogurile. Și că el este dependent de așa ceva. Cred eu că cel mai rău este că au plecat copiii de lângă tine. Cred că puteai să faci ceva să nu plece copiii de lângă tine. Părerea mea. Pentru fratele meu, familia înseamnă totul. L-am simțit aproape de mine în toate momentele, și la bine și la rău. Mă consider foarte norocoasă cu un astfel de frate.
Noi, în familie, de exemplu, așa ceva nu se întâmplă. Nu am ascuns niciodată de soția 5 bani, nici ea de mine, nici și cred că asta e foarte important într-o familie. Când trage unul într-o parte, unul în partea cealaltă, nu poți să faci o chestie dacă nu ești unit și nu te înțelegi cu soția și soția cu soțul. Tot ce s-a câștigat în casă, tot ce s-a putut economisi, au fost investiți în educația copiilor și în împlinirea viselor lor. Noi întotdeauna am rămas în planul 2, ei primează. Cea mai mare problemă și cea de care ne-am apucat și noi acum este partea din față. Este intrarea. Venind din afară, nu părea decât o pensiune monotonă, o pensiune fără pic de suflet și stăteai să te întrebi oare mai funcționează? Mai trăim mai... sau nu? Nu, știi? Brandul acesta este White Horse, probabil că are o poveste în spate. Numai că nu e nimic personalizat în zona asta. De ce e White Horse? Avem doar la intrare acolo White Horse și când intru aici... Da, am un cal, doar acolo, un singur tablou cu un cal. Pornind de la asta, mă gândesc că v-ar fi ajutat foarte mult să aveți, nu știu, doi ponei albi, să aveți un loc de joacă, o trăsurică, ca să vină omul cu copii. Eu aș veni pentru asta cu nepoții mei. Nepoții mei îndrăgesc foarte mult caii. Cred că toți copiii sau cred că toată și adulți și copiii. Dacă am fi găsit aici doi căluți, un loc de joacă pentru ei, aș fi fost dispusă să stau o săptămână. Dacă aș fi trecut pe aici și vedeam un loc gol, fără nimic, doar o pensiune, nu veneam. Mai ales dacă eram și cu copilul, cum să vin cu copilul într-un loc unde nu e amenajat. Ascultă ce spunem. Dacă nu mai poți, ia-ți un administrator, ia-ți un om. De cu ce să-l plătești? De marketing, e vorba de popularitate. Când n-ai bani de țigări și de pâine și dumneata vrei să faci chestii. Nu știu asta, ferească Dumnezeu. Vorbim copilării. Așa e. Nu trebuie să te dai bătut, pentru că doamna Adriana... Dom'le, nu să te-ai dus vreodată la părinții tăi să-i cer că n-ai bani de pâine? Nu. Ei, eu mă duc la pensionarii mei ca să-mi dea bani. Da. Dar nu gândești pozitiv că se poate? Eu cred că se poate. Poți să zici, mata, ce vrei. Viața e chiar așa, uite. Noi stăm aici, da? Și tu urci, 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 urci. Și la un moment dat bate un vânt foarte puternic, tu cade. Că viața e foarte grea. Dar e și frumoasă și se poate să se face frumoasă. Și dacă ești pozitiv, se poate. Eu când ajung acasă și când văd că nu am nimic, eu nu zic, oh, bagă, și încep să-i înjur și nu. Mulțumesc Dumnezeu că suntem sănătoși, că mâine mă duc să muncesc, mă duc la muncă și o să fac rost de bani ca să umplu frigideri. Camerele sunt ok. Din, din punctul meu de vedere, de exemplu, mie nu-mi place tablouașul de deasupra patului. Da, nici mie. Decât să fie tablouașul ăla, mai bine nu e. Da. Asta v-aș ruga să-i spuneți soțului meu. El nu suportă critici. Nu suportă, pentru că știți e de ce? E perfect. Este mai veneau, veneau prieteni și ne mai spunea câte una că acolo nu știu ce acolo. Și la un moment dat, așa, nu-i pica bine. Eu m-am chinuit până le-am făcut. Fă și tu ca mine să văd dacă poți. Mă rog, deci el e un mai orgolios, mai, mă rog. Știți de câți ani eu n-am mai fost într-un concediu? Știu eu și nu sunteți singurul care sunteți în situația asta. Nici părinții mei n-au fost de peste 10 ani în concediu, credeți-mă pe cuvânt. Și nu clachează și nu așa. Același lucru trebuie să-l faceți și dumneavoastră. Să stați și să trageți de oameni și să munciți și să vă implicați mai departe. Pe cine credeți că muncesc? Vedeți că am angajat? Eu vă cred, dar trebuie să fiți, noi muncim toți. Trebuie să fiți mai deschis. Noi, încă din prima clipă când am apărut aici, ați văzut, ne-ați primit și ne-ați dat afară imediat. Nu se face așa ceva. Nu se face. Eu am moral vorbind. Am nervii întinși la maxim. Despre asta vorbesc. Nu pot. Despre și dacă asta vorbesc. Dacă trebuie să aveți răbdare ca să meargă lucrurile astea. Nu vorbim copilării tu. Crezi că răbdarea asta și astea se face. Dacă eu n-am avut răbdare, pe nu mai a avut nimeni răbdare. Păi și trebuie să aveți răbdare în continuare. De ce credeți că sunt cal? Ne pare rău dacă nu ne-am făcut înțeles. E foarte ușor de vorbit. Dacă vrei să asculți bine, dacă nu, nu. Foarte ce greu. Pot să-ți fac? Nu o să te ajut eu cu psihicul, să-ți revii tu cu psihicul. E greu din cauza, fii atent. Ea vrea să facă și el... Nu, mă, el nu mai vrea să facă, despre ce vorbim. Vrea să vândă aici doar în
Ea vrea, el nu vrea. Păi și asta încerc să explic. Știi? Dacă nu mai vrei, nu mai vrei. Am te enervat că zic adevărul. Da. Concediu, ce să-ți spun? Ești în concediu tot timpul anului, ești în concediu aici. Ce vrei să faci? De investi nu investești, angajați nu ai, clienți nu ai, nu ai. Ești într-un concediu continuu, stai și dormi toată ziua. Ești nebun la cap și tu vrei concediu. Poate pentru alții e foarte importantă vacanța, pentru noi e important să fim împreună, indiferent unde și în ce condiții. Bogdan își arată mai ușor emoțiile, fiindcă au întâlnit astfel de persoane și și-au amintit că noi, familia noastră, oricum nu a fost bogată, dar am fost unită. Voi doi, după ce împărțiți flyerile astea, vă duceți și faceți rost de 2000. Eu? Voi doi. Doamne, da, nu mă duc aici. La miel. Te duci și faci rost de 2000 cu Bogdan. Vă duceți amândoi. Nu. Eu spun ce trebuie să eu faci. Eu nu mă duc la miel, ca să știi. Voi doi? Eu mă duc la vacă. Nu mă duc la miel. Tine, ce să-ți aleg mielul ca să-l tai? Nu, dai tu, fata. Nu contează, Doamne. Eu mă duc la vacă. Să se ducă ei, carnivorii. Noi nu mâncăm carne. Voi doi vă duceți la primărie și la telescaun. Și până ora să împărțiți flyer. E primara sau primar? După ce... Vedem, după vedem ce împărțiți astea. Nu merg la miel, ca să știi. Străvării. Așa că, plin de avânt și de elan, cu zâmbetul pe buze, am plecat la promovare. Și promovare ne-am făcut. Ce bine e! Hai, poate adormiu. Putem să vă lăsăm o invitație? Uitați-o. Mai multe, să mai le dați turiști. Când cumpără cineva bilet, dați-le aici. De seară vă așteptăm și pe dumneavoastră. Dăm o mare petrecere, dacă vreți să veniți, la ora 8. Nu vreau să mă gândesc că trebuie să mă ridic de aici după aia. Poate ne saltă poliția că dormim în gară. Oprirea aia a fost o minunăție. Zici că ne-am dat energie, știi, că a stat, ne-am relaxat, știam că ne-am arinuit pe lângă noi, nu mai auzeam, haide. Și dacă cineva s-a relaxat, asta e pentru că la pensiune a rămas cineva de încredere, care să compenseze în lipsa lor sumedenia de treburi care nu-l lasă pe Neamărin să se relaxeze deloc. Hai că cu ăla să sapă bine. Gata, că acum îl faci el, dacă ai făcut atâta poate. N-are nimic o dăcă. Ia vino aici. Tot timpul îmi place să fiu în acțiune și îmi place să ajut, în general, oamenii, îmi place să... chiar mă preocupă și nu pot să stau când văd că altul muncește și eu să stau să mă uit la dâns, la el, să zic așa. Nu mi-a plăcut niciodată. Mi-a plăcut să ajut omul. E, boss! S-a schimbat. Este? S-a schimbat. Uite aici, oamenii. S-a ce schimbat. Hai să vezi tu din seară. Dacă vine cineva care a fost, nu mai cunoști când au venit. Bă, stai puțin, ce s-a întâmplat? Hai să vezi tu când îmi pune electrica. E ca și când pornești de la început. Da. Eu, dacă am fost în locul dânsului, n-aveam nevoie de nimeni să vină să-mi facă mie ordine în curte. Câte una luați fiecare? Hai că iau și eu una. Sau ia. Și mergem sus cu ele la etaj de tot. Și vă spunem, sus de tot. Vreme, Mărine! Au meritat pasta! Neamărine, mi s-a pus pata pe tine. Lasă-ți pantalonii bine ca să joci hip-hop cu mine. Deci locuiți în Suedia de 8 ani? Ați venit în vacanță? Ați văzut emisiunea? Vor să ne vadă, să vorbească cu noi. We will come back next year because we like it very much and it's a nice place to stay. De acum văd că toți au schimbat câte ceva flori. Au pus astea, acum văd. Stai să mă trezesc întâi. Suntem cu emisiunea Poftiți pe la noi, cu Neamărin. Și noi ne-am ocupat vedetele săptămâna aceasta să renovăm o pensiune care se numește White Horse. Și vroiam să vă prezentăm și să vă invităm la noi la pensiune. De seară o să facem o mare, mare petrecere de inaugurare, așa. Dar o să fie din partea casei și pe viitor, dacă vă interesează, vă dau niște flyere. Și e foarte frumos, am renovat, are și loc de joacă. După ora 20.
Ne-am plimbat pe străzile goale, am vorbit cu cei maxim 5 oameni pe care i-am găsit. Am fost și la primărie, dar bine, noi nu ne-am gândit că sâmbătă la primărie nu e nimeni. Era doar bodyguardul. După ce ne-am terminat treaba, am zis să ne luăm așa puțin timp pentru relaxare și am fugit la telescaun. Am zis că cred că este singurul loc în vârf de munte unde nu putem să îi auzim vocea lui Neamărin. Spre Neamărine! Au meritat pasta! Perfect! Ei, fără tine! Neamărine! Am timp și pentru mine! Deci, o panteră și un urs? Ce urât face aici? Turbulențe, Andra. Neamărin nu urcă aici niciodată! Niciodată nu o să urce Neamărin aici! Vă spun eu! Pentru că eu mă pe mie de frică! Și nu este și mai frică, vă zic eu! Atunci când Neamărin nu poate controla lucrurile și nu deține el cârma, devine stresat și nu mai are puterea aia, știi? Și eram sigură că nu o să îndrăznească niciodată Neamărin să se urce într-un telescaun și să urce în vârf de munte. E ok. Bogdanele, muncește sora ta pentru tine, hai să vezi. Bun. Ce-ți fac eu acasă? Da. Nouă ne-a făcut plăcere acest lucru, ținând cont că sunt copiii noștri și putem să-i ajutăm într-un fel și pe ei în această misiune. Hai, 1, 2, 3 și un pic, acolo, băgați-l acolo. Așa, Ninicola, bine. Soția mea zicea că la această emisiune mai mă și relaxez, mai și muncim, dar cu ocazia asta a văzut câtă muncă și câtă responsabilitate am eu în aceste pensiuni. Pentru el asta nu este o emisiune doar pentru televiziune. Este un lucru pe care vrea să-l ducă la finalitate și vrea ca totul să fie foarte bine. La el nu, nici măcar calificativul de bine nu este suficient. Trebuie să fie excelent. Uite ce liniște e. Da, stai cu, doar cu ureche în față, că așa nu auzi vântul. Fii atentă. Dar nu vreau să auzi vântul, vreau să auzi liniște. Păi da, dar așa nu o să auzi bine. Auzi mai bine cu ureche în față. Da, ce mă, că vreau să auzi liniștea. Doamne! Da, e mișto. Doamne, ce înseamnă pentru creier, îți dai seama? După atâta... Căcuță! Bogdane! Uite acum. Ia, mă, cum e, mă? Așa, așa. Ne-am jucat ca copii mici la parculeț, foarte mișto. Și am vorbit cu Cocuț și Bogdan, ei s-au dus la telecabine. Și zic, hai și noi acolo, că dacă ei sunt acolo, hai și noi. Băi, păpai, că m-am mețit rău. Uite-mă pe ăștia, mă. Aici e distracția? E liniștea. Nu ce mai auzim ăla. Haide. Ne-am luat doza aia de liniște pe care ne-am dorit-o. Simțeam cum îmi țiuie urechile de liniște, știi? Și simțeam așa cum mi se moaie tot corpul și mi se... toți mușchii se relaxează și a fost minunat. Fac treaba lui finul meu. Finul meu s-a dus cu Cocuța după pește. Și eu muncesc cu părinții lui, cu nepoții, cu toți aici. Dracii i-a luat când au venit aici. N-am apreciat foarte mult că și familiile lor au muncit cot la cot cu ei. Nu vă spun de cel mic, de Leandro, al lui Antonio. Au dat florile, deci și el a muncit. Mie îmi place mult să muncesc și îmi vreau mult să-l ajut pe papai. Neamărin era nebunit. Neamărine, spune-mi ce am de făcut. Hai să te mai ajut. Ce mai trebuie făcut pe aici? Gospodar. Ce te mai zice? Neamărine, mi s-a pus pata pe tine. Lasă-ți pantalonii, vine ca să joci hip-hop cu mine. Hai mă, stai jos. Dă-te mai încolo. Hai, gata, termină băi, că cu glumele astea, că Doamne ferește, se poate întâmpla ceva. Serios? Da, termină. Următoarea sarcină a mea și a lui Bogdan a fost aceea de a merge la stână să luăm un miel. Nu aș fi putut să merg să iau un animal sacrificat, nu. Și atunci am refuzat, am schimbat locul cu Antonio. Am ajuns la stână și pentru berbecuț a trebuit să muncim, atât eu cât și Antonio. Aoleu, ai, de spatele mele, Neamărine, vai de capul tău. Vai de... Aveți și bivol, ceva de-astea? Avem și tauri.
Bivol nu. Cum adică aveți și tauri aici? Tauri. Haideți. Nu vă face nimica. N-am roșu pe mine. Da, îți legați? Nu, nu. Băi, are tauri aici. Cum să mă bag acolo? Mamă, Iisuse. Nu, da, îmi frică să intru aici. N-a făcut în viața mea, ce să fac? Și oricum mă dorea spatele și umeri și mâinile, încheieture de aici. Așa? Da, încet, încet. Ia. Aoleu, stăm două zile aici, domnule, nu mâncăm nimic. Ia, mă. Și ce trebuie să... Aoleu. Nu mă lăsați aici, nu mă lăsați că ies. Ies afară. Ai, de cap meu, chiar, asta chiar n-am făcut niciodată. Ia, uite, asta. Hop, hop, fii atent. Hop, hop, și uite. Nu e bine. Noi am venit aici. Mamă, ce frumos e, incredibil. Nu puteți să stăm aici câteva zile? Păi dacă vreți să stați, eu vă arăt ce aveți de făcut. Aici la noi, la țară, merge mult pe compensări, știi? Nu, da, da, da. Compensare. Am înțeles. Muncă contra hrană și cazare. Cam asta este. Păi deocamdată noi avem nevoie de... Recompensă. Chiar îmi doream să nu mai plec. Adică îmi doream cumva să pot să mut toată petrecerea acolo la ei. Locul a fost atât de plăcut. Aoleu. Nu mă faci nimic. Eu n-am făcut asta niciodată în viața asta. Nu mă simțeam confortabil sau în largul meu. Tu le-ai, doamne. Și cum trebuie să fac? Trângeți de aici, a? Da. Aha. Mă doare. Nu mă doare, cum să mă doare. Băi! Ua, f***a, păci, băi! Mă zveret! Cum, trebuie să mă de jumătate de găreată. Cât? Jumătate. Nu pot să cred așa ceva. Păi trebuie să stați două luni după mine. Aoleu! Eu trebuie să rălești cu tot frumos. E greu, greu, doamnă. Așa. Și arătați de colegul că ați mult simțat. Perfect, perfect, perfect! Ia, mănca, acum. Și fii atent! Mie îmi place plata înainte. Am înțeles. Păi ne apucăm de treabă. Din copilărie. Ca să nu vă muciți prea cu mult, nu mai stai cu undița în apă așa, precum ursul cu coada. A, da? Și eu îți garantez că prins. Da? Da. Ia, hai să vedem. Ia. Nu cred! Ce zici, mă, cum să prinzi un pește așa imediat? Nici de-aia apucat să prinzi undița. Deci, cred că aici... E singurul loc unde pot să prind eu pește. I-a prins! Uite cât sunt! Se zice că omul sfințește locul, știi? Emil, proprietarul, mi-a povestit că acolo, în locul ăla care arăta minunat, era o groapă de gunoi. A cumpărat, practic, o groapă de gunoi pe care a amenajat-o și a făcut un lac artificial, frumos, un... cu intrare din râu. Cocuță, nu-i mai arunca înapoi, că ne trebuiesc. Deci cu o felie de pâine, îți iei 3 kg de pește. O felie de pâine de la Brașov, așa, scos vă 20 de kg, deci. Mamă, incredibil. Bine, bine. Bine ăsta! Wow! Uite-l pe ăsta cât de mare e. Nu, că după o să miroasă de... Hai, Bogdan, vii să mă ajuți? Cum? Ba, da, serios, că... Cum vrei să te ajut, mă? Tu nu vezi ce e acolo? Haideți că mă răzgândesc. Hai, dă-l acolo. Hai, ia-i în brațe, așa. Hai, ia-i în brațe. Ia-l în brațe de aici, așa. Asta, dar ține bine de el. Da, hai, Bogdan. Hai, nu poți să cade. Hai, Bogdan, că o să cade. Ține bine. Da, miros. Nu vreți să știți. Nu vreți să știți. Era să vomit acolo eu cu Bogdan. A ce miros? Mi-a mâncat din berbecul ăsta vreodată. Mamă, ce-l blestem pe bătrânul ăla. Vai.
Nu știu cum ne-am nimerit noi doi acolo, cert e că ne era foarte greu. Ne-am luat inima în din și am reușit să-l cărăm, deși era și foarte greu și noi slăbănoți și l-am dus în bucătărie și acolo l-am lăsat. Dumnezeu cu mila, ce să va alege de el, nu știam, dar noi cu siguranță nu vroiam să mai, ne mai apropiem de berbecuț. De la ora 11:30, cât e mă ceas acum? Dacă mă bat cu ăla, eu nu o să fac nimic. Ce nu faci? Eu plec! Unde pleci, eu te las singur! Ia pleacă-mă! Ia uite-te țipă la noi, mă! Ia că țipă la noi! Uite-te, uite-te unde am fost! Da, atâtea ore, mă, uite-te tu, e 5! Ne-am arine! De 6 ore! Bă, de ce ați venit voi aici, mă? A zis, vă duceți, împărțiți flyere, da? Și faceți rost de ce v-am spus. Păi și-am făcut rost! Ce-am făcut rost? 6 ore, mă! Da, Neamarine, stai un pic! Nu era deja mort, a trebuit să luăm, a trebuit să facem treaba acolo. Uite aici că am trebuit să tai lemn. De ce acum și tu? Eu acum mă duc să beau și stau și nu mai fac nimic. Acum o să vezi. Da. Ce să bei? Ce să bei? Bei, mănânci și la plătesc eu, plătesc eu. Nu tu, e a mea acum. La treabă cu voi. Eu nu mă duc la nicio treabă. Marin, că este el puțin mai așa cu du-te, cu fă, cu nu știu ce, dar un om de omenie, cu foarte mult suflet și în același timp cu foarte multă dragoste față de acești tineri. El este totuși, și el este la rândul lui un părinte. Faptul că el se zbate efectiv, îi învață și pe ei, la rândul lor, să poată să ajute oameni care sunt la ananghie. Uite ce am făcut eu cu părinții voștri, uitați-vă și voi. Mai recunoașteți voi? Știi cât a muncit tatăl tău și sora ta aici cu mine? Uite-te tu aici, uite-te tu aici, cât a muncit nevastă ta aici și cu fiul tu? Păi și... Ăla m-a ajutat mai mult ca... Uite-te tu cum arată aici, uite câtă muncă. Firața-i, dracu, să fiți așa cu mine. Unde te duci? Unde? Unde? Unde te duci, firața? Unde te duci? Unde te duci? Și tu, păi... Bre! Nu! Fugi, Bogdan! Fugi, că să te prinde! Unde te duci, firața, bre, cum să fie? Alo, drăzne, patronată! Băi! N-aveți ce căuta aici. E totul făcut. Puteți să plecați, am părinții aici. Poți să plec? Dă-i drumul! Vreau să plec! Bre! Nu arunca! Da! Nu arunca! Să-l... Bătrânel era fuc. Era să vedea pe el că era așa de nervos și adevăr era. Tot așa a făcut frumos, ei ne-au ajutat foarte mult. Uite că vine el, Bogdane! Unde unde te mășina ți-ai, dragul să fii? Gata. Ce gata? Eu sunt foarte obosit. Da. De 6 ore te plimbi tu, a? Gata. A, la teleschii, la telecabine, da? Ca! Nu te uitați-vă, oameni buni! Uitați-vă unde a venit, să muncim și uite ce ne face! Băi, nu mai suntem prieteni, gata! S-a terminat! Alo? Edi? Da? Auzi, eu stau aici cu finuțul, cu mătru, cu cumătra. Facem treabă și voi stați și vă distrați? Nu, posibil așa deci ceva? Nu știi câtă treabă am făcut ca să adunăm niște pește. Cât pește ai adunat? 20 de bucăți. Mici. Hai repede, hai. Hai, bine. Hai, pa. Pa. Evident că nu muncisem suficient, după părerea lui Neamărin, în ziua respectivă. Așa că el ne-a mai trimis să mai facem ceva, respectiv să mai lipim niște afișe prin oraș. Am pus și un meș uriaș pe un panou publicitar, tot pentru a ajuta pensiunea și a atrage mai mulți clienți. Mamă cum aleargă, uite-l. Blochează ușile, că pe mine mă pare. Nu, hai să fugim. Stai, vină încoa. Peștele. Stai acolo, că peștele. Uite-l aici. Da. Stai, mai e. Ia. Vezi că unul este de curățat și unii ne-au dat de racul așa și așa. Unii sunt curățați deja și unii sunt... Pregătim noi. La monitorii de schi acolo, dați flyere să vină cât mai multă lume încoace. Hai. Care monitor de schi, mă? Nu știu, vizabil. Acolo unde vrem noi să luăm ATV-uri? Nu,
Iarăși. Câte naibii. Mamă, sunt așa de obosit că nici nu vine să mă scol de aici. Am auzit cumva scol? De asta ce e? Păi, e mălaiul pe care scol nu îl pune în bere. Și ți l-am adus, poate vrei să faci o coreografie sau să faci mămăligă, să mănânci cu hapsii prăjite, dar sigur în bere n-are ce căuta. Ce tare, habar n-aveam că se pune mălai în bere. E, de parcă n-ai ști câte mai inventează lumea pentru a obține mai mult și mai repede. Ce tare, chiar scrie și pe etichetă, conține doar apă, hamei și 100% malt. E, vezi ce înseamnă să respecti o rețetă autentică? Da, frate, hai să ne respectăm și noi cu scol. Salut! Poate că băieții și-au închipuit o scăpare, dar s-au înșelat. Pentru că acum mirosul de berbecuț se trage la proțap. Încet, încet, încet să nu vezi pe tine. E gol, e gol! Hai, hai. A zis gol! Nu, a zis gol! Stai, de lasă! Stai, a zis gol! Stai, mă! Pentru cine? Stai. Cine? E gol, e gol, e gol, e gol! E gol, e mărire! E gol? Da. Gol! În ultima zi a jucat Brazilia cu Chile. Și Antonio mi-a zis, Neamarine, mă las să văd meciul, că eu nu pot. Am zis, bă, totuși, e țara lui, să-l las să vadă câteva minute. Am profitat de faptul ăsta ca să pot să-i strâng bine de gât, că la un moment dat nu mai puteau să respire și le-am dat drumul la amețiți, erau. Am venit la voi să vă facem o invitație la noi, la pensiune. Noi suntem aici la White Horse și... Cu Neamărin. Cu Neamărin, cu emisiunea Neamărin, lui. Neamărin. Da, îmblânzitorul de oameni și de cai sălbatici. Și în seara asta avem o petrecere. Din asta inaugurăm când... spațiul pe care l-am renovat și... Da, da, da. Să arate... arată senzațional, nu? Da. Da, chiar trebuie să veniți să vedeți. O să fie fun. O să facem tot posibilul să ajungem. Dacă voi le-ați invitat așa frumos, să facem tot posibilul să ajungem. Dacă aveți prieteni, prieteni. Da, să mai împărțiți flyere astea așa pe la niște soții. Avem și puteți avem lăsați... prieteni, avem prieteni foarte, foarte buni. Așa, avem, păi, da, oameni cu care lucrăm de obicei. Să aduceți. Păi da, da, da. Și eventual să le mai vorbiți de pensiunea asta, că faceți un bine. Cea mai tare fază care am văzut-o vreodată a fost momentul când l-am luat pe Bogdan și pe Antonio să-l ajute pe domnul Nicolae să pună mielul în proțap. Nu pot să pun mâna pe mortăciunea asta. Ține aici, Bogdan! Ține acolo! Să dacă nu dau cu vățul. Dă-o! Hai! Dar de ce ești nervos așa? Hai, pune mâna pe el și ține de acolo. Ia! Hai, ține Bogdan! Ridică-l! Uite-te acolo, Bogdan! Bagă degetele aici, așa, bagă degetele până. Nu bag eu niciun deget nicăieri. Nu, a fost mult prea greu pentru mine, adică orice, dăm să car, dăm să așa, mă plâng, dar până la urmă le fac, dar nu mă puneți cu mâna pe carne vie, știi, nu, a fost ceva extrem de chinuitor pentru mine. Bine te-am găsit. Răiți, Neamarine. Te pup. Viața mi s-a schimbat foarte mult pe această emisiune. Te pup. Stai acolo. Stai și fă-ți treaba. Uite te ce pup. Vreau să fac. Era plan. Bine te-am găsit. Bine ai venit. Dacă au venit din Anglia, au venit niște turiști din Anglia, doamnă, zice, am venit din Anglia 3000 de kilometri. Ca mine nu mai găsești. Oh, that's true, I think so. Unique. Am atâția fani acum pe Facebook. Nu are Andreea asta, Simona Gherghe. Cred că e o idee bună. Ar fi unicul, cred că, din România care i-ar face o statuie lui Neamărin, că merită. Tu l-ai ține, hai, bagă. Nu moare, vezi. Vai, dacă nu vă vomit eu în proțapul ăsta, ce-o... Hai, ia uite ce frumos merge. Ține bine, că pinge. Să vă vine, Mărine, ține. Lasă-l jos. Ai grijă aici. Stai. Uite acolo. Ușor, ai grijă, nu te înțierp la mână aici. Vezi că eu împing. Hai că și eu, hai. Păi, Bogdan, ce faci? Hai, Bogdan, vină, avem nevoie de ajutor. Ce să fac? Hai, că am venit.
Ține, ține, Bogdan. Ține de el, ține de picioare. Ține de amândouă. Ține de picioare, așa. Ține bine de picioare, așa. Dă-i, dă-i tare, dă-i tare. Ține tare, ține tare. Ține tare, Bogdan, ține așa. Ține tare, Bogdan, așa. A, gata, dă-i, dă-i, dă-i. Uau, leu. Bun. Ești ăla prin grup. Bate-l înapoi cu ieșita, Bogdan. Ce-i, Bogdan, ce-i? Ce-i, Bogdan, ce-i ceva? Și cum nimic nu este gratis pe lumea asta, oamenii ne-au pus să reparăm niște schiuri care erau destul de dezgâriate. A fost o experiență plăcută, că am învățat un lucru nou. Le-am cerut și echipament de sunet, că nu aveam. Ei au fost foarte drăguți și ne-au ajutat. Ne-au ajutat cu echipamentul lor de sunet de acolo, de la magazin. Deci, ca să se noteze, este și primul meu pește din viață pe care o să-l curăț sau o să fac ceva cu el. Da, da. Perfect! Are treaba! Lasă, Bogdan, să vine, că n-am cu cine să dau, să ungă la zi, să vină repede afară. Să ce? Păi fac peștele aia, lasă, m-am acum, îmbrăcat, m-am de toate. Vino acum afară! M-am băi, îmbrăcat că, în pește, băi, sunt murdar cu sânge, acum mai exagerezi. Nici să faci nici așa, nici așa, nimic nu e bun. Vino numai un pic să vă arăți ce aveți de făcut aici. Și la mai tu ai răzbui. Hai, vino afară. Vino afară. Bine, hai, stai acolo. Așteaptă acolo la băncuță că vin imediat. Hai, vină acum. Chiar n-am avut să pun mâna acolo, să, după să miroasă în mâine. Când am văzut la sol, sosul ăla, ce au făcut. Hai. Da, nu mai zici, hai. Du-te. Așa, șef, ăla e, lasă cu ăsta, cu neamarinul. Pune jos, nu pune jos! De ce nu pune jos? Pune-l pe marginea aia, pe marginea la cădiță. Așa? Așa? Eu nu știam. Nu știai? Nu? Păi de-n cocotier de acolo, cum să știi? Iseară, stai că vin imediat. Stai, unde tu? Ultimul detaliu al serii a fost tras la proțap și mustește ademenitor, până se rumenește bine. Toată lumea e invitată la party. Aici, bă! Așa! Aici! Ia uite! Hai, brazilienii lui! Clasona era și așa cu tricoul lui lor de salvă munte și a fost așa o bucurie foarte mare și am început noi să servim pe oameni. Bine ați venit! Am băut, am mâncat, am dansat, m-am distrat foarte tare cu părinții mei, cu tatăl meu, care încerca să prindă pași de dans modern și încerca să fie cool, știi? Și a fost foarte funny. Băieți, puteți să... asta vreau să vă zic, să mergi să serviți, că s-a făcut. E ok? Eu sunt putem. Gata, s-a făcut. Edi Stancu? Bogdan? Haide-l, Bogdan! Mașiți pe Bogdan, nu? Da. Așa. Bine ați venit! Bogdan, îmi pare bine. Bogdan, să ai grijă de ele, da? Bună seara! Bogdan, îmi pare bine. Hai să ne așezăm la masă sau la berbecuț sau unde vă face vouă plăcere. Noi am încercat să atragem niște oameni aici la pensiune, la petrecere, tot pentru a ajuta pensiunea și pentru a-i face publicitate și pentru a o face cunoscută și a face oamenii să înțeleagă că această pensiune încă mai funcționează și că e pe roate și merge foarte bine. Bine ați venit, bro! What's up, man? Ce faceți? Salut, Antonio! Alex. Salut! Ciao! Te rog, Cocuță, păi cu două, uite, da? Te rog frumos, haideți! Uite-l, mă, tușește și dansează! Da. Zilele astea pentru mine au fost extraordinare. O experiență unică, nu o să uit niciodată. În primul rând am învățat să fiu simplu. Simplitatea e foarte importantă. Asta am învățat-o de la vedete, niște oameni foarte simpli, dar caracterele lor sunt foarte puternice. This is what it feels like. Neamarin, bineînțeles că ne-a încins la horă, era inevitabil. Și oricum are așa o putere omul ăsta să ne strângă pe toți împreună. Marian este jumătate zbir, dar în momentul când aude muzica populară,
uită de toate răutățile, de toate necazurile și atunci îi place să danseze. Ne-a prins și pe noi într-o horă, am dansat și ne-am simțit așa, ca la o nuntă. Haide! Șa, șa! Yes! Haide! A fost așa ca o seară frumoasă, după foarte multă muncă, cu multe discuții, cu distracții. Am și dansat de mai multe ori cu Nea Mărin. La petrecere m-a fost extraordinar, am venit împreună cu colegii noștri de la Școala de Schi și chiar a fost o petrecere așa plină de, de suflet și de antren. Ha! 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 Așa. Atmosfera a fost foarte plăcută și de ce să nu recunosc toate astea din cauza că am fost împreună cu ai mei și a fost minunat să stau cu familia împreună la o petrecere. Să vă dea Dumnezeu tot ce-mi doresc mie și la copiii mei. Sănătate multă. Ați adus bucurie. Mulțumesc mult la fel. Mulțumesc mult la fel. Toată munca care a fost prestată de voi, măcar aveți o satisfacție că ne-ați făcut o bucurie mare. Să rămână mult. Mă simt împlinită. Simt că s-a întâmplat ceva care o să-mi umple golul care a fost în casă și în sufletul meu. Sunt convinsă că viața noastră se va schimba de acum încolo. Ia să vedem ce ieșit. Trebuie să mărturisesc că am trecut de foarte multe ori pe lângă, dar niciodată nu m-a atras inima să intru. Drumurile ni s-au intersectat acum și probabil că prin promoția pe care o vom face prin școala noastră de schi, voi intra mai des în pensiunea aceasta. Noi ne-am hotărât să-i ajutăm ca să ne completăm unii pe alții. Prin clienții noștri putem să le furnizăm un serviciu de cazare mai bun, iar ei pot să ne ofere clienți la orele noastre de schi. Fără aceste pârghii, între servicii oferite, nu se poate lucra în turism. Ei, uite, vezi? Așa trebuie să meargă pensiunea asta. Cam exact așa. Așa. Dar știi ce? Doamna Adriana trebuie lăsată să facă cât mai multă treabă, să faci. Și ai să vezi câtă lume o să vină. Să mor muncind! Să-l vedem pe boier mai mult la muncă! Și să mor muncind! Să-l vedem mai mult la muncă! Să mor muncind! Da, auzi, iată, când noi venim... Când noi venim în septembrie, mă ieși pe mine la păcănele un pic să mă înveți. Că n-am jucat în viața mea! Eu am făcut sere mică, eu, în viața mea, n-am jucat! Eu n-am jucat la păcănele, eu am jucat casino live. Ia-mă și pe mine acolo. Nu, am fost la Monaco, am intrat în casino, m-am uitat și am plecat. Eu am jucat la Monaco și în Cannes cu actori mari în Cannes. Ai jucat, cred că, pentru tot neamul. Ce a jucat? Nimeni din neamul tot n-a jucat. Care neam, domne, pentru patru generații. Cred că acesta a fost unul din factorii care au dus aproape de faliment la această pensiune. E foarte păcat pentru că e o investiție. O investiție bună, dar dacă nu se implică, nu întreține și nu și atrage clienți, mai bine ar vinde-o și să vină cineva care cu adevărat să vrea să facă ceva. De la pariuri sportive mai jucați? Da. Da? Da? Azi ai fost? Da. Bravo. Domnul Nicolae a zis la un moment dat că nu mai are niciun leu. Și noi am considerat că e bine să-i dăm niște bani ca să poată să se aprovizioneze. Nu știu sigur, dar intuiesc că el din banii care i-am dat noi a mers la pariuri. Nu mai juca nici la alea, la pariuri, la dă-le dreacu de aici și vezi de treaba aici, să meargă pensiunea. Nu joacă mult, dar... Mai... Da, nu joacă, da, azi 200... Okay, sigur. El n-are un leu azi pentru țigări, dar joacă 10. Da. Aia e problema. Adică nu... Nu lasă, că s-a lasă. Iese la pensie. Nu e bine. Stă acolo frumos la și scară. Aia. Mergi mai bine, ca să aibă continuitate. El nu produce bani, îi cheltuie. Mai mult de atât, el nu e niciodată de acord cu ceea ce vrea ea să facă sau cu ce spune ea. Cred că doamna Adriana ar trebui să preia frâiele acestei pensiuni, să aibă ultimul cuvânt de spus în orice problemă legată de această pensiune. Știe să primească clienții, știe să vorbească cu ei și cred că sunt faturile cele mai importante s-a pentru ceea ce aveți nevoie aici. Păi el e de acord. Și vreau să o pup și să felicit. Eu sunt de acord pentru că... Da, corect. Bine! Păi cred că
ai văzut, iese la pensie și de tot. Ies la pensie. Peste 2 ani, bă, fii atent. Peste 2 ani vine cu filipineza și cu copilul. Da, cu mai mulți. Cu mai mulți. Și a să vezi ce... cu filipineza. Să vezi petrecerea la mă și ardem aici. Sunt foarte mândră de ce am realizat în zilele astea. În momentul în care ne-am apucat, nu vedeam nimic din ceea ce am gândit noi materializat în câteva zile. Mi se părea absolut imposibil. Dar uite că minunile există și am reușit. Din nou mi s-a confirmat pentru Andra că este un copil extraordinar, nu numai în dans, și chiar în tot ceea ce face. Are o putere extraordinară să înfrumusețeze tot cu multă dragoste și cu mult suflet. Au redat viața aceste pensiuni prin decorul care l-au făcut. Dacă aș fi un client care trece pur și simplu pe DN1 și mă uit la pensiune, da, aș coborâ. Arată bine clădirea și grădina mare, loc de joacă pentru copii. Permisiunea dumneavoastră să vedem împreună realizările noastre de la White Horse. S-a amenajat terasa din fața pensiunii, s-a pus mocheta, am pus umbrele și flori, s-a vopsit grătarul, s-a vopsit magazia, s-a pus plasă verde pe gardul de lângă cale ferată, s-a pus o arcadă la intrarea în pensiune. În interior s-a cumpărat o canapea cu scaune la intrarea în recepție. S-au pus tablouri cu cai, s-a schimbat aspectul recepției. Ei da, chiar am făcut ceva. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să mă reîntorc în țară și pensiunea să aibă un succes extraordinar, să le meargă bine la ei mei și să ne reunim, toată familia. De data asta, Cocuț a câștigat. Chiar dacă nu e cu concurs, dar ea a câștigat. A, bine. Bine, Cocuțule. Ia, băi, Cocuț a câștigat. Cocuț. Ai auzit, mama? Anul acesta câștigătoare este Cocuța. Și a promis că se și marită. Și o să facem nuntă, nuntă mare, nuntă. Neamărin și echipa lui au făcut minune aici. Eu personal îi felicit. Din toată inima. Când mă gândesc la Edi și la prietenii lui, mă emoționez. Mai ales că și Neamărin face parte din familia noastră. Este o mare bucurie pentru mine și pentru mult timp o să-mi rămână în amintire că am putut să contribui măcar cu foarte puțin pentru această pensiune. Sper din suflet să meargă această pensiune și să le meargă afacerea și să fi învățat ceva de la noi. Și pentru mine asta a fost o mare provocare, o mare experiență pentru viață. Știu, și eu am probleme, toată lumea are probleme. Dar dacă mereu te plimbi și cu punga aia de problemă cu tine, nu o să reușești. După ce atâtea zile am pus suflet în toate activitățile și în toată munca asta pe care noi am depus-o, totul arată frumos și chiar îmi doresc să fie un nou început pentru ei și să îi inspirăm așa, într-o zonă mai pozitivă. La despărțirea de Laurențiu, m-a rugat, Neamărine, dacă am să mă întorc în țară și am să mă căsătoresc cu filipineza, vrei să-mi fii naș? Și am spus da. Consider că tinerii, când au nevoie să fie alături de ei la cel mai important pas al lor în viață, la căsătorie, eu simt o plăcere să îi cunun pe oamenii care îi văd că sunt adevărați, nu sunt falși, sunt alături de ei. Am cununat mulți, am botezat mulți copii și mi-ar place ca Laurențiu să căsătorească cu filipineza și să fiu eu nașul lor. Noua postură de naș al turismului îi șade bine lui Neamărin. Ba mai mult, îi inspiră idei moderne. Să inspectăm alături de ctitorul remodernizării celor 6 cum îi se ducea la capăt planul cincinal. Să începem cu Lulu. Poftiți pe la noi, bine ați revenit! Bine te-am găsit! Trăiești, Neamărine! Te pup! Și eu! Viața mi s-a schimbat foarte mult pe această emisiune, deci am început să fiu din nou cu zâmbetul pe buze, tot ok, deci acum mă sună oamenii care au văzut emisiunea și îmi rezervă camere, vor să vină, ceva care nu m-am gândit, nu m-am gândit că o să schimbe chestia asta. Hai mă să vedem ce... Ce mai faci, bă, Neamărin? Bine, cine e? De ce nu mi-ai adus-o pe Cruduța? Mi-e dor de Cruduța. Cruduța, ai văzut ce e și-o cu Cruduța? Uite mă! E altceva? Da. Vezi? Uite, bă, ce frumos. Ai văzut că se poate. Este impresionant că Lulu, nu numai că a ținut cont de ce am spus eu, el văd că dezvoltă mult mai repede ceea ce a început în urmă cu un an și jumătate. Pensiunea noastră arată așa de frumos acum. Turiștii vin la vală.
Dar spune că de când a fost Cruduța aici și am filmat cu Cruduța, nu mai am trai bun în casă, că tot în una, două, Cruduța. Și am zis, Cruduța are prieteni, îl are pe ăla, pe Mihăiță Costea, pleacă în... Bine, acum pleacă în Poronia, poate îți arată și... Dar mă gândeam că ai cucerit-o. După ce m-a făcut indolent, din prima dată, indolent, și după aia s-a dat seama că așa și-a spus, vai, te iubesc, nulule, nebunule, ești nebun ca și mine. Ai grijă ce spui? De Cruduța, nu de mine. Imediat, chiar din noaptea, din prima emisiune, lucrurile au început să se schimbe. Deci, sâmbătă și duminică e nenorocire. Sunt foarte mulți turiști, vin să servească masa. Normal că facem foarte greu față. Ai cuvântul meu, deci de vreo 2-3 ani de zile n-am mai avut, să zic, o familie cu venit să stea o săptămână la mine. Asta poate a stat o noapte sau două, maxim. Dar asta imediat după emisiune? Deci am, ai să vezi în data, am o... Uite, o... Bună ziua, bună ziua, să trăiți! Acum au văzut emisiunea și o și-a făcut imediat după emisiune. După emisiunea ați venit încoace după ce ați văzut? A doua zi făcut rezervare. După emisiune am făcut rezervare. Mă bucur. Mai am o familie. Și vă place? Super. De Lulu am o părere foarte bună. E o gazdă primitoare, deosebită. Deci din toate punctele de vedere, nu 10, eu îi dau nota 20. O să-ți arăt agenda în date care... Anul trecut și asta n-aveam nicio rezervare, nimic și acum full. Și astăzi m-a sunat de la Urzicieni, deci, de la București. Deci fii atent, Lule, n-ai voie să faci rabat. De aici încolo trebuie să ai mai mereu calitate mai bună. Da, știu. Mereu mai bună calitate. Știu. Deci, practic, m-a repus pe picioare. Înainte nu prea sarea el la bucătărie să ajute sau cu ta. Și-a dat seama, turiștii au început să vină. Cum vă simțiți aici? Super. Da? Ați mai fost? Nu. După ce ați văzut emisiunea? La a doua zi. Asta e bucuria mea. S-a făcut o schimbare. Merge treaba bine, avem și noi un salar mai bun. Hai! Revedem la dans! Bordeiașcu, ușa în pale, tu mă faci să fii călare. Și eu nici mi-am făcut freză. Păi da, cum așa, live, așa? Păi da. Da? Da, mă, așa. Așa trebuie. Păi nepregătite, să vedem noi ce e aici. Turiști avem de peste tot, chiar surprinzător, chiar și o doamnă a văzut emisiunea în Statele Unite, mi s-a părut, chiar a rezervat o cameră, mai știu, în septembrie. Să trăiți! Sunteți client? Da. Da? Ați venit, că ați văzut la televizor? Da, exact. Vorbesc serios? Da, de curiozitate. Cum ai văzut emisiunea? Da, copiii mai tare, că noi locuim în Suedia, de 8 ani. Unde? În Suedia, de 8 ani și... Și noi. Deci locuiți în Suedia de 8 ani, ați venit în vacanță, ați văzut emisiunea, da. Și ați venit aici. Oamenii mulți vin din curiozitate, ne sună din curiozitate, vor să ne vadă, să vorbească cu noi. Acum în pensiune sunt clienți din România și din mai multe țări, din Germania, din Finlanda. Vin toți să vadă Pele și Evară, au văzut și emisiunea, e super bine. We will come back next year because we like it very much and it's a nice place to stay. Nice people too. Am ascultat Sfafatul Moroșan și am pus pozele cu vedetele. Și o să mai facem și o să mai punem în mai multe locuri. Ce faci acolo, boierule? Păi așa, eu te las. Ce faci acolo? Ce... Noi am început și voi continuați, da? Păi nu așa, a zis că da? Dacă nu corect. Dracu mă găsește. Te pup, stai acolo, stai acolo. Ui, stai și fă-ți treaba. Uite te ce pup, vreau să fac. Era plan. Păi, bine, te-am găsit. Bine ai venit. Ia, ce faci? Uite ce vreau să fac, să mi-o pun aici. Foarte bine. De când a fost Nea Marin la noi și a făcut emisiunea, nu mai fac față. Au năvălit clienții în prostie. Până acum eram supărată pe Ceaușescu că mi-a luat ora. Nea Marin mi-a luat noaptea. Nu mai avem timp de nimic. Găsesc mai bine decât am lăsat. Deci curățenie super. Deja își construiesc mai departe la locul de joacă. Au considerat că e bine să fac niște băncuțe, un acoperiș aici pentru clienți. Toți clienții care vin vor să doarmă în patul lui Mantea, vor să doarmă în patul lui Gina, unde a dormit Nea Marin. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți exact așa cum ne-am văzut da? La televizor. Să rămână! Nici nu ne-am închipuit. Bine ați venit! Marin, mă bucur! De când sunteți aici? Astăzi am venit. Și? E prima dată când veniți? Am văzut la televizor când ați filmat. Da? V-am văzut și am venit după reclama care ați făcut la Coana Vița. Exact așa ne-am și adresat. Mă bucur. Condițiile sunt excelente. Trebuie să răspund că sunt turiștii care sunt cazați. Da? Faceți tot stânga. E o intersecție, scrie sat Simon. Dacă vă grăbeați, uite, îl prindeți pe Nea Marin, e aici.
Haideți, haideți, poate, poate, vă așteaptă. Haideți, haideți. Vin turiștii, până acum n-aveam, ne uitam după unul la zile mari. De economiță am aflat prin intermediul emisiunii, Neamărind, poftiți pe la noi. Și am fost foarte curios să văd cum este, dacă chiar este adevărat ce se întâmplă la televizor. Dacă au venit din Anglia, au venit niște turiști din Anglia, doamnă, zice, am venit din Anglia 3000 de kilometri. Ce numai să vă văd, doamne fericeță, că n-ai minte, mă, ești tânăr și fără minte. Pensi că ai venit pentru o babă sclerozată. Toți mi-au zis, băi, român adevărat. Uite ce a crescut, uite ce a crescut. Acum trebuie să o tăie. Da, trebuie cosită iar, da. Ți-a duc pe pașa, man, ți-a duc pe să-ți cosească. Vrea neapărat să mănânce mâncarea care a făcut-o vedetele. Ciorbă de curcan, barză cu ciolan și tochitură de miel. Nu știu dacă mai am ei câte comenzi am să le tai. Am să mă fac precum lupul. A fost atâta varză ce-a tocat nevastă mea zilele astea. Da, n-a tocat în viața ei atâta varză cât a tocat acum de la emisiune încoace. We have been watching Antenna 1 week ago and then we came especially from Luxembourg to visit. Să uite la Antenna 1 și... Yes! Yep! Yes. Ca mine nu mai găsești. Oh, that's true, I think so. Yeah. Unique. Am atâția fani acum pe Facebook, nu are Simona Gherghe, cât am eu. Cum a televizat 7000 și nu știu câți am. Mi-am făcut un admirator secret în India, ăla a zis că mă place așa cum sunt, că băi băiatule, tu ești băiat tânăr, eu sunt o femeie bătrână, nu contează, dragostea n-are vârstă. Știi mă, dracule, și lasă-mă în pace. Nu sunt gelos, de pleca nu pleacă, nu ai anemenea. Iubita mea, dragostea mea, îngerașul meu, eu te plac așa cum ești. Nu știe că te dă bună de gură. Doamne, doamne. Mă rog, și bine ați venit la noi și când ne-o fi mai rău să ne fie ca acum. La anul, cu siguranță vom reveni în formulă mult mai lărgită, să spunem. După cum se observă, semințele puse de Neamărin au prins bine și dau roade. Asta înseamnă o recoltă bună pentru un prim sezon. Judecând după rezultate, avem posibilități. Dacă nu apărea Neamărin și dacă nu apărea vedetele la noi, eram tot în groapă. Stăteam așa aici, cum stă băicuțele la mănăstire. Experiența cu Neamărin a fost una de cistele. Un om deosebit, îi mulțumim că a venit la noi, îi mulțumim că ne-a ajutat. Cu promisiunea că vom avea și data viitoare cele mai bune intenții în renovare și porțile larg deschise pentru voi, să ne revedem cu bine la Poftiți pe la noi. La pensiune, la mine, vreau să vorbesc cineva, să-i fac o statuie, nu știu, sculptat în lemn sau ceva, să-l am permanent aici, în inima mea, să-l am permanent pe Neamărin. Cred că e o idee bună, ar fi unicul, cred că, din România, care i-ar face o statuie lui Neamărin, că merită.